Bună ziua, stimați colegi, distinși membri a Academiei, membrii Asambleei. Vă rog să onorăm imnurile Republicii Moldova și Academiei de Științe. În conformitate cu prevederile articolului 81 alineatul 2 al codului cu privire la știință și inovare, am emis o dispoziție prin care am convocat sesiunea de astăzi a Asambleei Academiei de Știință a Moldovei. Potrivit acestui articol, alineatul 1, Asambleea Academiei de Știință a Moldovei este constituită din membrii titulari, care astăzi numără 48 de academicieni, membrii corespondenți ai Academiei, în număr de 31, 68 de doctori habilitați, disemnați de secțiile de știință, în total 147 de membri. La sesiunea... Da. Ok. Mersi. Acum, stimați colegi, aș vrea să vă informez că în perioada de după asamblee precedente au plecat din rândurile noastre academicianul Mihai Lupașcu, academicianul Petru Soltan, academicianul Pavel Vlad, academicianul Valeriu Canțăr, academicianul Alexandru Cibotaru, membru corespondent Anatol Ciobanu, membru corespondent Vasile Șalaru, membru corespondent Eugen Zgardan, membru corespondent Vladimir Țaranov, membru corespondent Eugen Lvovski și doctor honoris causa Academiei de Științe, maestru Ion Ungureanu. Pentru un minut de reculegere, vă rog să le aducem un ultim omagiu. Vă mulțumesc, luați loc. Deci, cum v-am informat, că noi astăzi, membrii Asambleei, numărăm 147 de persoane. La sesiunea curentă a Asambleei lipsesc 20 de persoane, dintre care, din motive de sănătate, academicianul
Всеволод Москаленко, Аканчану Андрей Урсу, Аканчану Николай Андронати, мембр-корреспондент Валентин Мустяца, мембр-корреспондент Василий Бабук, мембр-корреспондент Петру Патрон, мембр-корреспондент Андрей Тимуш. Din motive obiective lipsesc мембр-корреспондент Сергей Чертан, доктор хабилитат Адриан Тенасе, доктор хабилитат Валерию Кушнир din medicină. Doctor, cum avem un Valeriu Cușnir, deci la drept. Doctor habilitat Valentin Friptu și doctor habilitat Igor Racu. Sunt plecați în deplasări peste hotarele țării membru corespondent Nicolae Vulpi, membru corespondent Ion Hadârcă, doctor habilitat Oleg Lupan, doctor habilitat Vasile Bumacov. Sunt domiciliați în alte țări, Аканчану Аркадий Урсу, Аканчану Исаак Берсукер, Аканчану Ион Друце, мембр-корреспондент Борис Цукерблат. Стимați колеги, dacă cineva dintre persoanele menționate s-a prezentat la sesiune și nu s-a înregistrat, rugăm să ne informați și să declarați acest lucru. Nu sunt. Cine? A, înseamnă că avem doi. Mersi. Deci vă să adăugăm și pe dumneavoastră. Mersi mult. Deci astfel, în lipsa personal scriptic al sesiunii Asambleei, sunt înscrise 105 persoane. Erau 104 plus Valeriu Cușnir, 105 persoane. Inclusiv 33 membri titulari, 21 membri corespondenți și 51 doctori habilitați. Deci în total la ședința de astăzi sunt prezenți 105 membri Asambleei, ceea ce constituie peste 2/3 din membrii Asambleei. Peste 2/3 constituie 85 din personal scriptic al membrii Asambleei. Propun să aprobăm prin vot deschis lista personalului scriptic al Asambleei. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Cine împotrivă, abține, unanim. Vă mulțumesc. Astfel, sesiunea Asambleei este deliberativă și propun să începem lucrările. Onorată audiență, în numele Forului Științific, vă salut încă o dată la Asambleea 21 de dare de seamă a realizărilor comunității științifice pentru anul 2016. Suntem recunoscători pentru prezența reprezentanților autorităților țării și vă rog să îi salutăm. Pe Monica Babuc, ministrul culturii. Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Educație, Cercetare, Cultură, Mass Media. Deci pe Liliana Pogolșa, ministrul interimar a Educației. Pe domnul Corneliu, dr. Corneliu Popovici, consilierul președintelui țării. Pe domnul Alexandru, profesor Alexandru Burian, președintele Consiliului Național de Atestare și Acreditare. Vreau să-l prezint și pe ex-ministru României, actualul, deci consilier a Ministrului Educației, domnul Daniel Funeriu, era aici. Da. Da. Și acum vreau să salut pe ambasadori, în primul rând pe colegul nostru, cu care noi colaborăm foarte bine, domnul ambasador a României, Daniel Ioniță, reprezentantul misiunii europene, domnul Fabien, reprezentantul ambasadei Belarusiei, Mihai Bâlba, vicepreședinte Camerei de Comerț și Industrie. Și pe cine am prezentat încă? Și deci reprezentantul ambasadei Rusiei. Îi felicităm pentru că astăzi este Ziua Națională a Rusiei. Înțelegeți dumneavoastră ce coincidență. Ziua Academiei și Ziua Națională a Rusiei. Eu cred că este o întâmplare plăcută. Stimați prieteni, colegi, în ordine de zi a ședinței de astăzi propunem să fie incluse următoarele subiecte. Primul subiect, cu privire la mandatul Asambleei și Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică. La acest subiect voi vorbi eu.
A doua chestiune, cu privire la rezultatele activității de cercetare inovare în țară pe parcursul anului 2016, raportori vor fi coordonatorii secțiilor. 3. Cu privire la activitatea managerială și economico-financiară în sfera științei și inovării din Republica Moldova în anul 2016. Raportor va fi secretarul general, doctor habilitat Aurelie Hanganu. Propunem să includem în ordine de zi un subiect legat de discernarea premiilor. Propunem să includem o chestiune cu privire la transmiterea către locatarii din blocul locativ din bulevardul Dacia 58, angajația instituțiilor din sfera științei și inovării, ale Academiei de Știință, apartamentelor cu cotele valorice investite de stat. Raportor va fi domnul Mihai Vigheru. La sfârșit sesiunii propun să punem în discuție problema reformei și să vă prezint ultimele evoluții în promovarea modificărilor și completărilor codului cu privire cu codul științei și inovării. La acest subiect, doamna Cancian Furdui parvine cu o propunere. Adresare din partea Asambleei Academiei de Știință către cercetări. Doamna Cancian Furdui propune ca să fie inclus în ordinea de zi o adresare din partea dumneavoastră, din partea noastră, către conducerea țării. Eu, o adresare, eu, în privința aceasta, vreau să vă spun următoarele, dacă privința adresării. Da, într-adevăr, domnul Gancean Fordui, cu o grupă de academicieni, a examinat și este această adresare. Dumneavoastră o să vedeți, este una foarte, așa, academică. Atenționăm, deci, conducerea țării față de intelectualitate, față de academie. Eu propun ca, în contextul ăsta, imediat să formăm o echipă care să examineze acel proiect, acel draft care a fost elaborat, deci, de către Cancian Furdui cu o echipă. Eu propun următoarele persoane, dacă sunteți de acord, Cancian Teodor Furdui, Cancianul Mihai Cimpoi, Cancianul Gheorghe Ghiderim, Cancianul Valeriu Pasat, Cancianul Gheorghe Cimpoieș, membru corespondent Ion Guciac, membru corespondent Alexandru Dicusar, Cancianul Bilostesnic, doctor habilitat Vicislav Ursache. Dacă sunteți de acord că această echipă să examineze acest draft și pe urmă, la sfârșit, să ne-l propui și noi atunci să examinăm. Ori votăm, ori nu votăm. De acord? Acum ne întoarcem la ordine de zi, deci inclusiv cu această comisie. Sunt alte propuneri, alte doleanțe, observații? Se acceptă ordine de zi? Vă rog, cine pentru această ordine de zi? Vă rog să votați. Împotrivă? Abțineri? Nu, unanim. Vă mulțumesc. Înainte de a începe lucrările conform ordinii de zi, propun să-i oferim cuvântul doamnei ministru Monica Babuc. Stimate domnule președinte, onorați membri ai Academiei, excelențele voastre, domnilor și doamnelor ambasadori, sunt onorată să particip astăzi la acest for extraordinar al comunității științifice din Republica Moldova, exact în ziua în care această comunitate își sărbătorește, dacă vreți, sărbătoarea sa profesională și, în primul rând, vreau, în numele Guvernului Republicii Moldova, să vă adresez cele mai cordiale și sincere felicitări cu această zi, asezonate cu recunoștința pe care o are întreaga societate, la fel precum și Guvernul Republicii Moldova, pentru munca și dăruirea dumneavoastră, pentru aportul pe care l-a adus cel mai înalt for științific al Republicii Moldova în dezvoltarea statului și a societății noastre, și să vă transmit cele mai cordiale salutări din partea primului ministru al Republicii Moldova, domnul Pavel Filip. Cunoaștem că acum 71 de ani, când au apărut în Republica Moldova primele institute de cercetări științifice, acest eveniment a marcat o, dacă vreți, schimbare la față a societății moldovenești, pentru că ele au însemnat, de fapt, crearea acestui grăunte rațional de care are nevoie fiecare popor, care grăunte a încolțit ulterior
în crearea acestui for prestigios care este Academia de Știință a Republicii Moldova, care a dat societății noastre numeroase și diverse realizări pe diverse domenii, de la științele fundamentale până la cele umanitare, și acest lucru fără îndoială a înscris o pagină de aur în istoria poporului nostru. Ce să mai vorbim că rolul academicienilor și academiei a fost unul special și în mișcarea de eliberare națională și în crearea statului Republica Moldova de la declararea independenței încoace, și societatea apreciază acest efort extraordinar care este o apă vie pentru fiecare popor. Știm cu toții, nu o să trec în revistă toate încercările prin care am trecut, dar văd aici, printre dumneavoastră, o sumedenie de fețe în fața cărora vreau să mă închin în mod special pentru aportul care l-au făcut acestei mișcări și pentru faptul că au trezit deopotrivă cu oamenii de cultură, cu scriitorii în primul rând, acel sentiment de demnitate și mândrie națională care, iată, era pe cale de dispariție între unii dintre reprezentanții poporului nostru. Vreau să vă spun că suntem și acum, după 25 de ani de independență, într-o perioadă de răspântie. Și o trăim cu toții împreună într-un mod destul de agitat. Dumneavoastră vedeți că guvernul Filip, din care fac parte, și-a asumat într-o perioadă foarte dificilă, într-o perioadă de polarizare excesivă și câteodată nenaturală, așa cred, a societății noastre, și-a asumat rolul de efectuare a unor reforme dureroase, dar extrem de necesare. A unor reforme care, necesitatea cărora era cunoscută de mult, dar pentru efectuarea cărora era nevoie de foarte mult curaj. Acest curaj există acum și eu sper că dumneavoastră ați reușit să observați că ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în ultimul an înseamnă o excepțională luptă împotriva tuturor greutăților cu care se confruntă poporul nostru și pentru ca aceste greutăți să fie depășite cu capul sus și cu mândrie. Reforma în domeniul social, reforma în domeniul medicinii, reforma în domeniul educației și, bineînțeles, reforma în domeniul cercetării și inovării se impune pentru că deja este o condiție sine qua non pentru existența noastră ca națiune și ca stat. Și eu am inclusiv și această rugăminte și chemare către comunitatea științifică să își pună umărul său vigoros în realizarea acestor reforme, pentru că de ele, de fapt, depinde existența noastră în continuare. Eu sunt absolut sigură că comunitatea științifică, la fel ca și intelectualitatea de creație, va rămâne, este, a fost și va rămâne pentru totdeauna acea comunitate specială a poporului nostru ca și a oricărui altui popor, care trebuie să ducă pe umerii săi progresul spre care tindem într-o asemenea manieră. Și eu vreau să vă spun că vreau să vă felicit pentru aceste realizări minunate cu care comunitatea științifică și-a demonstrat rolul său în construcția unui stat de drept și în mișcarea noastră către comunitatea statelor europene, atunci când comunitatea științifică a realizat în măsură de peste 80% Planul Național de Acțiuni de Implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Comunitatea științifică a fost prima care a aderat la un proiect de anvergură european, COMUS, și sunt mândră să spun că domeniul culturii a fost cel de-al doilea, care a aderat la un proiect european de anvergură Europa Creativă, astfel încât putem spune că atât comunitatea științifică cât și cultura sunt, de fapt, de mult membre a comunității statelor europene, așa cum și noi, ca și țară, ca și popor, și istoric, și geografic, și drept tradiție
Suntem un popor european și nimeni niciodată nu mai poate schimba acest deziderat al dezvoltării noastre cât nu s-ar strădui. Sigur că domnul președinte Duca a menționat aici necesitatea înțelegerii unei reforme profunde și în domeniul cercetării și inovării. Chiar dacă codul de cercetare și inovare a fost aprobat, viața ne impune tot mai multe și mai multe schimbări care trebuie să vină în armonie cu întreaga reformă și inclusiv reforma administrației publice centrale și a celei locale, de care depinde, așa cum am spus, dezvoltarea noastră de mai departe. Cred și sunt sigură că Guvernul Republicii Moldova, la fel ca și Parlamentul Republicii Moldova, sunt conștiente de cele mai importante lucruri care trebuie făcute pentru comunitatea științifică de la noi în contextul acestei reforme. Despre delimitarea, în primul rând, foarte exactă a competențelor administrative și a celor de cercetare. Despre crearea ulterior a celor mai bune condiții pentru cei care efectuează cercetare atunci când ne dorim să existe rezultate palpabile în acest domeniu. Și, bineînțeles, de încurajare și întărire a spiritului de independență și autonomie a celui mai înalt for intelectual din Republica Moldova. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova muncește împreună cu comunitatea științifică și așa vom face și în continuare. Nu o să vă rețin prea mult, vreau să vă doresc tuturor multă sănătate, să vă doresc realizări pe măsura așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova de la noi toți. Și vreau să vă asigur încă o dată de înaltul respect pe care îl poartă vis-a-vis de comunitatea științifică Guvernul Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Doamna ministru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj foarte academic și foarte punctual astăzi la ședința Asambleei Academiei de Științe și de ziua Academiei de Științe, atunci când noi, într-adevăr, am împlinit 71 de ani de la formarea primilor instituții și 56 de ani de la fondarea însuși a Academiei de Științe a Moldovei. Doar să aveți perfect de dreptate, din 2004 până în anii aceștia, Academia de Științe a jucat un rol foarte important grație infrastructurii Academiei Științe care a fost oferită comunității întregi. Noi ne-am asociat în 2011 la primul program european, deci pe C7, 2014 la al doilea program Horizon 2020. Și eu mă bucur foarte mult că dumneavoastră, fiind ministru, ați insistat, pentru că se putea și mai de mult ca să vă asociați la acest program foarte interesant, Europa Creativă, care dispune de atât finanțe, cât și oportunități pentru a ne integra în Uniunea Europeană cu cultura noastră, cu tot ce avem, cu valorile noastre, deci naționale. Și de ce eu vă mulțumesc foarte mult. Și noi, la fel, din numele Comității Academice, Comității Științifice, și dorim dumneavoastră, colegilor noștri din comunitatea de creație, succese, pentru că creativitatea, în mare măsură, este acea valoare și acea imagine care identifică și determină orice națiune. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îmi permite să-i ofer cuvântul din numele, cu un mesaj din numele președinției, domnului consilier Corneliu Popovici. Doamnelor și domnilor, pentru mine este o onoare să mă aflu astăzi în incinta acestui prestigios for științific. Mă bucur să văd, să revăd, mai bine spus, oameni pentru care am un respect deosebit. Permiteți-vă să vă transmit un salut cordial din partea președintelui Republicii Moldova. Excelența sa, președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a acordat și va acorda o atenție constantă dezvoltării științei și educației în țara noastră, fiind convins că și prin știință și educație Moldova are viitor. Președintele țării susține consolidarea Academiei de Științe și se pronunță categoric împotriva lichidării sau diminuării rolului acestei instituții pe care o consideră
principalul for științific din țară, un simbol al statalității moldovenești. De aceea vă rog să nu credeți acelor insinuări și speculații care apar în presă, unele fiind republicate pe site-ul Academiei de Știință, cu un astfel de mesaj. Președintele consideră aceste afirmații ca unele de sorginte politică, ce nu au nimic în comun cu adevărul sau interesele statului nostru. Președintele consideră inoportună politizarea Academiei de Științe, fenomen care se atestă în ultimul timp. Noi, cei de la președinție, suntem deschiși conlucrării cu Academia de Științe. În această ordine de idei menționez dialogul constructiv pe care l-am avut cu domnul prim-vicepreședinte Tichineanu, cu doamna secretar științific general și cu mulți academicieni și membri corespondenți. Astfel am reușit să identificăm și să acordăm sprijinul necesar grădinii botanice după intemperiile din aprilie curent. Suntem bucuroși că ne-ați auzit în cazul cu concursul anunțat în decembrie 2016, când alegerea membrilor privind alegerea membrilor corespondenți și a celor titulari. Și acum suntem de părerea că Academia trebuie să revină în cadrul normativ firesc prin restabilirea funcționării Asambleei, care este organul suprem de conducere, și Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, care este organul executiv suprem și a căror activitate, nu știu de ce, a fost stopată câteva luni în urmă. Sperăm că Academia va participa activ la consolidarea sistemului unic de stat de atestare și acreditare, reprezentat de Consiliul Național de Acreditare și Atestare. Țin să menționez că președinția se pronunță împotriva lichidării acestui sistem creat cu contribuția numeroaselor personalități marcante din domeniul științei și educației. Suntem dispuși să contribuim la implicarea Academiei de Științe în proiectele internaționale de avangură la care este parte Moldova. De exemplu, proiectul 2030, lansat în cadrul CSI-ului, în domeniul inovațional. Inițiativele în domeniul inovațional venite din statele estice, cum ar fi, de exemplu, proiectele Skolkova, inițiative la care până la moment nu s-a reacționat. Onorată asistență, cu riscul de a mă repeta, subliniez încă o dată că instituția prezidențială rămâne deschisă conlucrării constructive cu Academia de Știință a Moldovei. Vă doresc succese în activitatea noastră nobilă, o atmosferă sănătoasă și constructivă în cadrul Academiei de Știință, care să contribuie la prosperitatea statului nostru independent, Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul doctor Popovici. Vreau să mulțumesc pentru acest mesaj, foarte bun mesaj, deși dumneavoastră ați crezut că noi producem apă, noi apă nu producem. Apa se produce, da. Apa se produce, deci companiile care produc apă. Să știți că noi toți suntem foarte neliniștiți de calitatea apei. Avem instituții care lucrurile să-l controlează. Dar cel mai mult noi vrem să apreciem din acest mesaj din partea președintelui și din partea președinției, că deci, președinția este deschisă la dialog și susține Academiei de Știință. Important este ca noi, cei de la Academie, deci, să prezentăm rezultate corespunzătoare, adecvate pentru dezvoltarea țării. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la realizarea ordinii de zi. Încep eu, dacă îmi permiteți. Stimați membri ai Asambleei, după cum cunoașteți, la 12 martie 2017, noi am informat, am plasat lucrurile astea și pe site,
a expirat mandatul conferit de secțiile de știință pentru reprezentanții acestora în Asamblee. Totodată, la aceeași dată, a expirat și mandatul actualei componențe a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică. Domnul consilier Popovici, a uitat să spui că prima întâlnire a avut-o cu mine, unde noi lucrurile astea l-am discutat și el a discutat și cu domnul Tighineanu și vreau să vă spun că sugestiile care au venit, ele ne-au înarmat pe noi și o să vedeți în logica acțiunilor noastre de ce am ajuns noi la această concluzie. Motivul pentru care deci nu a fost demarate până în prezent alegerile a fost cel al reformei pe care o promovăm în ultimii 2 ani și care anul acesta s-a conturat într-un proiect de modificare a codului științei, agreat de noi, Academia de Științe, de universități, de comunitatea științifică, de Uniunea Europeană, care a venit cu recomandările sale, și de guvern. Acest proiect prevede schimbarea organelor decizionale ale Asambleei, pentru Academie. Asambleea va deveni adunare generală și Consiliul Suprem va deveni prezidium, conform formulilor clasice care astăzi există pentru majoritatea academiilor. Astfel, având în vedere schimbările date, organele noi urmau să preia atribuțiile și să realizeze sarcinile trasate, inclusiv cele de aprobare a dării de seamă a comunității științifice. În urma consultărilor cu guvernul, proiectul urma să fie promovat în lunile, deci martie-aprilie, cel mai târziu mai. Însă acest lucru nu s-a produs din diverse motive obiective. Agenda guvernamentală, lucruri tehnice asupra proiectului și adoptarea în guvern a proiectului s-a tergiversat pentru că el mergea în paralel cu reforma guvernului, cum a spus doamna ministru Babuc. Și de aceea a fost, deci, puțin tergiversat. Actualmente, proiectul de modificare a codului este în ultima etapă de avizare, fiind efectuată expertiza juridică de către Ministerul Justiției. Deci, după primirea avizului, proiectul va fi pus în discuție la ședința de guvern. Această etapă a promovării proiectului este ultima, înaintea transmiterii proiectului spre examinare în Parlament, stai aici, domnul președinte, domnul membru corespondent de Scotineanu, care știe despre acest lucru. De la expirarea mandatului până în prezent, activitatea Academiei a fost gestionată de către conducerea Academiei, biroul Consiliului Suprem, care și-au îndeplinit atribuțiile conform legii. Totodată, pentru efectuarea anumitor activități, cum a menționat aici domnul Popovici, precum aprobarea rezultatelor științifice și aprobarea deciziilor ce vizează finanțarea, este necesar de a conferi valabilitate Asambleei și Consiliului Suprem. Pentru a soluționa această problemă sau această situație creată, ne-am adresat cu o solicitare Parlamentului pentru a tălmăci posibilitatea și oportunitatea prelungirii mandatului Asambleei și Consiliului Suprem. Astfel, conform avizului Parlamentului, care l-am primit zilele acestea, Asambleea fiind organul suprem de conducere al Academiei, care are atribuții de reglementare, este abilitată de lege să stabilească și să aprobe procedura de alegere și numire a membrilor Asambleei, precum și acte administrative referitoare la situațiile de încetare înainte de termen expirare sau de prelungire de drept a mandatelor membrilor Asambleei, ținând cont de principiul continuității exercității atribuțiilor de autoritate publică și necesitatea asigurării funcționalității Academiei de Știință. Recomandarea Parlamentului, având drept bază principiile autonomiei și autoadministrării, este că Asambleea Academiei, în calitate de organ suprem de conducere al Academiei de Știință, poate aproba, la propunerea președintelui Academiei, o hotărâre de prelungire a mandatelor reprezentanților secțiilor în Asamblee până la constituirea noilor organe de conducere în conformitate cu modificările și completările la Codul cu privire la știință și inovare. Având în vedere recomandarea Parlamentului, propun atenției dumneavoastră să întreprindem următoarele acțiuni. Prima,
Să prelungim mandatele reprezentanților secțiilor de științe în Asamblea Academiei de Științe până la convocarea sesiunii Asambleei într-o nouă componență a reprezentanților secțiilor de științe a Academiei de Științe sau până la intrarea în vigoare a modificărilor codului cu privire la științe inovare. 2. Să demarăm alegerile a noilor reprezentanți ai secțiilor de științe în Asambleea Academiei. 3. Să prelungim mandatele reprezentanților comunității științifice în Consiliul Suprem pentru până la confirmarea în funcție a noii componențe a Consiliului Suprem, după ce aceasta se va convoca într-o nouă componență cu reprezentanții secțiilor a științei sau după ce va veni sau va deveni conform legii un alt organ de conducere, prezidiumul. Aprobarea acestor decizii va permite asigurarea eficientă a activității Academiei până la realizarea reformei sau până la prima convocare a Asambleei în componență nouă, dacă reforma nu va avea loc. Având în vedere cele menționate, propun să supunem votului fiecare acțiune și să aprobăm prin hotărâri a Asambleei. Vă rog să votăm. Prima. Cine este pentru prelungirea mandatelor reprezentanților secțiilor de știință în Asambleea Academiei de Știință a Moldovei până la convocarea sesiunii Asambleei Academiei de Știință într-o nouă componență a reprezentanților secțiilor de știință sau până la intrarea în vigoare a modificărilor la codul cu privire la știință și inovare? Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Împotrivă? Deci termenul este până, am spus, până la reformă sau până la alegerea noii componențe. Împotrivă? Abțineri? Nu. 2. Vă mulțumesc. Cine este? Am întrebat. Cine pentru? Cine s-a obținut? Nimeni. Am spus că mulțumesc. 2. Cine este pentru demararea alegerilor a noilor reprezentanți ai secțiilor de știință în Asambleea Academiei? Trebuie să demarăm alegerile pentru ca să avem o nouă. Cine pentru aceasta? Vă rog să votați. Împotrivă? Abțineri? Nu, domnilor, noi nu putem altfel, pentru că altfel noi nu putem să... Noi prelungim mandatul și în același timp cerem de la Asamblee mandatul, dacă nu are loc reforma, să începem alegerea noilor membri ai Asambleei. Poftim? Nu, o să vedem. O să vedem în paralel cum merge reforma. Până când v-am spus? Nu, clar că noi o să ne sfătuim cu dumneavoastră și o să vedem cum. 3. Cine este pentru prelungirea... Da. Eu propun ca de prolongat dreptul Asambleei, dar nu de ales nouă, pentru că noi nu știm care vor fi modificările. Revin. Deci primul punct care noi l-am votat este că noi am prelungit împuternicirile mandatul Asambleei. Da. Noi l-am votat. A doilea punct, eu propun ca să votăm ca noi să avem dreptul Asambleei, să aibă dreptul de a face alegerile noi componențe în cazul dacă nu va trece reforma. Noi 2 ani de zile așteptăm. Dacă noi am prelungit funcția acestor organe... Angela? Unde e? Stați că noi avem juriști aici. Dacă noi am prelungit funcția acestor organe, nu este... Eu sunt de acord cu logica dumneavoastră, dar să vedem care este logica juriștilor. Nu știu cine vorbe, juriștii dumneavoastră... Noi l-avem ea ca și pe ea și pe domnul vice. Da. Referitor la demarare, fiindcă nu e posibil să fie prelungit pe un termen nelimitat mandatele Asambleei acum. Deci, până la promovarea reformei, în varianta care este pentru modificare și completarea codului, sau dacă nu va fi, atunci se demarează alegerile. Eu vreau să vă spun că această decizie nu ne dă nicio povară, nu ne împovărează cu nimic în afară de un drept. Dacă nu va avea loc reforma, ca noi să procedem la alegerea noii asamblei. Da.
considerăm aleși, care nu. Deci și astăzi și data viitoare, dacă vom alege, atunci când va parveni noul cod și acolo se va scrie 3 secții, noi vom face 3 secții. Domnilor, domnul Guceac. Deci, dreptul asambleei de a-și prelungi mandatul este unul exclusiv. Deci, într-adevăr, durata pentru care este prelungit mandatul asambleei nu poate fi una până la infinit. Noi trebuie să o condiționăm cu formarea unei noi componențe. Deoarece noi iarăși putem să ajungem într-o situație de incertitudine, fiindcă noi avem în trimestrul 4 anului curent inclus în programul de activitate a Parlamentului reforma în sfera cercetării și inovării. Dar nu se știe dacă într-un anumit concurs din împrejurări acest proiect va fi modificat. Și noi iarăși o să rămânem într-o situație de incertitudine cu un mandat prelungit. De aceea este normal ca astăzi, adoptând decizia de a prelungi mandatul, noi paralel să inițiem procedura de formare a noi componenți a Asambleei, dar în conformitate cu legislația în vigoare. Când va fi modificată legislația, atunci o să luăm decizii în funcție de conținutul modificărilor. Vreau să vă informez că ceea ce spune domnul vicepreședinte, mem corespondent Ion Guceac, este, deci se regăsește și în recomandările direcției juridice a Parlamentului. Noi nu putem să dăm împuterniciri până la nesfârșit. Noi dăm împuterniciri, așteptăm, fidem, negociem, dar în timpul ăsta, dacă nu se mișcă în partea aceea, atunci noi procedem la alegerea noii asamblei. Putem în septembrie, nu o facem acum. Drept? Dar când ați fi? Stimați colegi, noi putem, ascultați-mă pe mine, noi suntem academicieni și noi am avut o perioadă foarte interesantă a vieții noastre, când deciziile noastre erau mai presus decât orice lege. Noi astăzi suntem, ne confruntăm într-una. Dumneavoastră nu știți cum noi trebuie să vă chem pe dumneavoastră pe cineva ca să vă duceți împreună cu Angela și împreună cu Larisa la judecăți. Noi avem vreo 10 judecăți cu toate problemele acestea. Eu vă propun totuși noi să fim foarte atenți, noi să-i ascultăm pe juriști, să ascultăm direcția juridică a Parlamentului, care practic ne-a recomandat toate chestiile, să-i ascultăm cei de la președinție, apropo, care la fel au spus că lucrul acesta ar trebui de făcut. Și eu propun, dumneavoastră, noi primul punct l-am votat. Am prelungit mandatul Asambleei până la reformă sau până la alegerea noii componențe a Asambleei, ce era scris. Acum deci înscrim că noi avem dreptul să alegem noua asamblee, în caz dacă nu vor avea loc reforme, și al treilea punct, trebuie să-l votăm acum și să vă spun, să prelungim mandatul și Consiliul Suprem. Noi avem nevoie de aceste mandate pentru ca să hotărâm probleme financiare. Pentru că avem un șir întreg de probleme. Fără mandat, noi putem, cum mi-a spus nouă Ministerul Finanțelor, noi putem în luna iulie să ne trezim fără finanțări. Deci eu vă propun că trebuie să acceptați, acestea sunt recomandări a Direcției Juridice a Parlamentului. Domnul președinte, au fost propuse două propuneri la punctul 2. În ordine care au fost propuse, una dumneavoastră, una domnului Cădicean, votăm. Poftim, sunt de acord. Deci este o propunere. A doilea este ca punctul 2 să nu îl promovăm și prima este, eu vă propun că totuși noi să îl promovăm în caz de deci nu merg reformele, ca noi să procedem, nu zic peste o zi, dar în septembrie când o să revenim din vacanță, să procedem la alegerea noii asamblei. Cine pentru primul punct? Ca noi totuși să demarăm alegerile dacă vom avea nevoie. Vă rog să votați. Așa, cine e împotrivă? Unu. Numai unu. Cine s-a abținut? Doi. Trei. Eu vă mulțumesc, deci cu majoritatea voturilor a trecut. Al treilea punct, cine este pentru prelungirea mandatului Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică? Vă rog să votați. Împotrivă? Abțineri? Nu-s. Eu vă mulțumesc. Onorată asistență, acum trecem la demararea următorului punct, darea de seamă.
pentru aceasta, noi ne-am înțeles la Consiliul Suprem ca să oferim cuvântul fiecărui acancean coordonator. Acum, deoarece demarăm această chestiune, vreau să vă întreb în privința regulamentului. Noi propunem ca fiecare coordonator să prezinte raport nu mai mult de 15 minute. Până la 15 minute. 10 minute. Cine pentru 10 minute, vă rog să votați. Majoritatea. Vă rog, domnilor coordonatori, să țineți cont. Mai departe, pentru întrebări, câte minute să le dăm? Câte întrebări să dăm voie? 2-3 întrebări, da? Nu mai mult. 2-3 întrebări. Acum, după ce vor avea loc rapoartele, noi o să deschidem, deci, discuții. Pentru discuții, câte minute să dăm fiecărui vorbitor? Până la 5 minute. 3. Până 3. Raportul 10, discuții 5. Până 3. Iată, domnul vicepreședinte spune că raportul 10, discuții 5. Până 3, eu zic. Până 3. Spune, 5, spune că 3. 5. Hai să fie 3-5 minute, da? Cine să vorbească 3 minute, noi să-i mulțumim. Cine 5, o să tăcem, nu o spunem nimic. Da, acum vă rog, stimați colegi, îl invităm și oferim cuvântul domnului acancean Gulea. Acancean coordonator a secției științe ale naturii și științe exacte. Mulțumesc, colegi, mulțumesc prezidiu, stimată doamnă ministru. Deci, m-a spus într-o situație care, deci eu cred că voi proceda așa. Eu o să vorbesc 10 minute și mă opresc când s-au terminat 10 minute, dar eu nu pot, deci raportul de activitate al secției care este foarte vast, să-l crâmponez în așa mod ca deci să încap în 10 minute. Dar mă voi strui. Dacă ne referim la activitatea secții de științe exacte și ale naturii în perioada anului 2016. Aș vrea să spun că toate etapele ele au fost trecute la nivel de laboratoare, nivel de consilii științifice ale institutelor, la fel la ședința secției de științe exacte și ale naturii, în care aceste rapoarte au fost audiate și au fost aprobate. Secția noastră este una dintre cele mai mari secții care cuprinde deci 8-9 instituții care sunt membri naționale ale Academiei și 3 universități, Academia de Știință a Moldovei, Universitatea de Stat și Universitatea de Stat din Tiraspol. În efectivul secției, după cum vedeți, avem circa 1400 de colaboratori, între care 174 de doctori habilitați, 520 doctori în știință și tineri până la 35 de ani, 401. Prin urmare, în secție avem un potențial foarte calificat, între care avem academicieni 20 și unul ales recent la nivel de secție, 8 membri corespondenți și 3 aleși acum, tot la nivel de secție, 2 doamne, doctor habilitat 174, doctor în știință 520 și tineretul cătuiește 31%. Aș spune că este o cifră destul de bună, nu chiar bună, dar în orice caz ea este rezonabilă. Activitatea biroului secției a fost coordonat cu activitățile directorilor de institute, la fel și cu institutele respective superioare, Consiliul Suprem și Consiliul și biroul Consiliului Suprem, la care au fost analizate un șir de probleme legate de coordonarea și dirijarea activității științifice inovaționale, manageriale și de transfer tehnologic, alegerea prin concurs a vicedirectorilor, secretarilor științifice, institutelor, pregătirea și desfășurarea alegerilor în asamblee, în academie, a membrilor titulari și membrilor corespondenți, coordonarea colaborării internaționale
organizațiilor din sfera științei și inovării, înaintare pentru conferirea gradelor de titluri științifice, prezentarea pentru discernarea distincțiilor de stat și ale Academiei, la fel și audierea de rău de seamă a instituțiilor subordonate secției. În total, au fost organizate 11 ședințe ale biroului, 3 ședințe ale Adunării Generale a secției, 6 ședințe operative, unde au fost luate circa 130 de hotărâri. Activitatea științifică s-a desfășurat conform direcțiilor prioritare de dezvoltare științifică a țării, dintre care cele fundamentale și aplicative la strategiile de materiale, tehnologii și produse inovative, la fel și la cele de biotehnologie, precum și sănătate și biomedicină. Proiectele care au fost realizate în cadrul secției numără circa 164 și între ele se regăsesc 92 de proiecte naționale, 61 internaționale și 12 bilaterale. Dacă vorbim despre realizările care au loc în diferite institute ale Academiei, aș vrea să subliniez că Institutul de Fiziologie și Sacralitologie a fost dezvoltat în continuare Psihosanocratologia, ca o direcție nouă în sanocratologie. A fost elaborat și editat volumul 1 al tratatului bază științifice și practicele sanocratologiei. Vreau să menționez aici că domnul academician Furdui a fost distins cu medalia anul trecut Pavlov, medalia de aur pentru rezultatele remarcabile în acest domeniu. Tot în acest capitol vreau să spun că a fost stabilit că emoțiile, comportamentul și comunicarea reflectă starea psihică sanogenă și disanogenă care a fost dezvoltată în institut. Au fost determinate modalitățile de exteriorizare a emoțiilor, comportamentul comunicării, au fost elaborați item de estimare a sanogenității emoțiilor, comportamentului comunicării. La Institutul de Chimie au fost sintetizate 9 tipuri de substanțe cu proprietăți biologice active. Aș vrea să menționez lucrările acestui colectiv, unde Vecislav Kulchinski a susținut de mult teza doctor habilitat în seminarul științific și la fel a fost promovat la Consiliul Științific la CNA. Adică să cotim că vom avea un nou doctor habilitat în acest domeniu. Este prelungită cercetarea pentru implementarea preparatului Noxil, deci se fac toate eforturile pentru ca să devină un produs care se află în vânzare. La Institutul de Zoologie au fost întreprinse cercetări legate de elaborarea noi substanțe bioactive în colaborare cu Institutul Paul Sabatie și Institutul Lavoisier pentru hrănirea albinilor în perioade deficitare de cules în natură. La fel au fost elaborat noi cunoștințe pentru fenomenul invaziilor biologice, ce au permis fundamentarea unei direcții originale entomofauna alogenă invazivă. Pentru 47 de specii de insecte au stat cu statut de alogene invazie, care au colonizat ecosistemele Republicii Moldova, au fost elaborate fișe fitosanitare inedite. La fel, tot la Institutul de Zoologie a fost elaborat prima dată în premieră, descoperit și confirmat prin metode de biologie moleculară un nou agent de parazitoze sanguine la animale și om. La Institutul de Microbiologie și Biotehnologie au fost elaborate noi tehnologii de utilizare a cianobacteriei Spirulina platensis pentru purificarea apelor reziduale de cantități restante de metale. Este vorba de cantități infime care mai persistă în apele Republicii Moldova. La fel a fost elaborate procedeul de biosinteză a beta-glucanilă și a levuri, care se propun un procedeu nou de biosinteză a beta-glucanilor la levuri,
polisaharid complex cu destinație biomedicală. La grădina botanică au fost elaborate cercetări în vederea selectării siturilor botanic valoroase, elaborarea și prezentarea la Ministerul Mediului recomandărilor de extindere a fondului de arii naturale protejate de stat, cu 2182 de hectare, inclusiv din ecosisteme forestiere 2082 și din ecosisteme de stepă 99 de hectare. Tot la grădina botanică s-au elaborat noi uleiuri volatile din specii de familii de plante, care sunt cu proprietăți remarcabile antioxidante și pot găsi o utilizare în elaborarea fitopreparatelor. La Institutul de Genetică, Fisiologie și Protecția Plantelor, s-a elaborat un nou soi de trictale gen 54 cu proprietăți deosebite. La fel, la același institut a fost elaborat o nouă biotehnologie de majorare a fotosintezii care duce la reducerea fotorespirației și creșterea productivității plantelor. Un alt colectiv a remarcat elaborarea metodelor de determinare accelerată a rezistenței primare a plantelor la acțiunea temperaturilor înalte și joase. La Institutul de Matematică și Informatică a fost dezvoltat un instrumentar pentru extragerea, analiza și clasificarea textelor de pe site-uri media. Este vorba de colectivul doamnei Coșocara, care recent a fost votată membru corespondent. Tot la același institut a fost obținut formula asimptotică pentru densitatea de tranziție a evoluției macoviene, aleatorii în spații tridimensionale, pe intervale de timp mici, și a fost obținută formula asimptotică pentru probabilitatea aflării procesului într-o bilă de cocazgă, care a fost publicat într-o revistă prestigioasă. Domnul Vladimir Țurcanu a realizat obținerea noilor compuși de tip spinel, care un rezultat remarcabil, publicat într-o revistă de prestigiu cu factor de impact mai mult de 18, adică una din cele mai citate, să zicem, reviste Nature Physics. La fel au fost elaborate și magneți moleculari, precum și alte noi substanțe care sunt enumerate aici. Institutul Ecologiei și Geografiei a fost creat cadastrul, fondul ariilor naturale protejate de stat în trei volume, care este de o excepțională valoare, care cuprinde diferite compartimente foarte necesare dezvoltării Republicii Moldova. Tot la același institut au fost elaborat hărți digitale ce reflectă factori naturale și antropici de risc, ceea ce este foarte important, unul din autori fiind doamna Nedealcov, deci care recent noi am votat-o ca membru corespondent. Aș vrea să menționez activitatea valoroasă la Academia de Știință, Universitatea Academiei de Științe, unde s-a pus în evidență o specificație de țesut a genilor MAL de 3 pentru coaja fructelor de măr, ceea ce este foarte valoros pentru diferite tipuri de clasificare de tipuri de măr. La fel au fost dezvoltate aspecte ale mecanismelor de interacțiune gazdă-parazit, bazându-se pe biologia moleculară, ceea ce face aceste cercetări foarte importante. La Universitatea de Stat din Moldova a fost descoperit confinimentul fononilor acustici în nanofire, care la fel a fost publicat într-o revistă de prestigiu, Nature Communications, cu factor de impact aproximativ 12. Au fost elaborate și noi substanțe mixosanofite din biomasa de Spirulina patensis, care sunt agenți de inhibare a procesului de nitrozare. Au fost elaborate noi molecule care, de o nouă generație, care
atacă selectiv celule de cancer cervical, raport de 100:1 față de celule normale. Compuși în noi, manifestă toxicitate redusă, selectivitate de efect anticancer, sporită față de celulele HL60. La Universitatea din Tiraspol, aș vrea să menționez colectivul condus de către domnul academician Trofan Ciobanu, care anul la 2016 a fost menționat cu decernarea premiul Savantul anului 2016. La fel și alte realizări au fost făcute în diferite cadre, programe, cadre ale europene. Dacă ne referim la activitatea editorială, vreau să menționăm că s-au publicat peste 2400 de articole, în total 856, dintre care 218 cu factor de impact, și brevete de invenție 84. Peste 1000 de comunicări la diferite conferințe naționale și internaționale. Aici avem realizările noastre, producția științifică, sub diferite cărți, manuale și așa mai departe. Aș vrea să menționez un succes remarcabil al academicianului Todiraș, care anul 2016 a fost foarte bun. El a fost ales doctoris causa la Universitatea din Tiraspol, la fel a devenit membru de onoare al Academiei Române. Și la fel, doamna Zupcov, care a devenit acum membru corespondent, a fost aleasă de doctoris causa la Universitatea Dunărea de Jos. Nu sunt alte multe distincții legate de ceea ce a făcut acest colectiv. Din cele propuneri care aș vrea să le fac legate de activitatea științifică și, să zicem, planuri de perspectivă, aș vrea să spun că cel mai mare neajuns pe care îl avem este finanțarea care este departe de a fi la nivel, de ce multe din laboratoare, institute, nu au cu ce compara reactivi, nu pot să facă experiențele pe care sunt necesare să le facă. La fel, deci nu pot să-și repare aparatajul care se învechește, nu pot cumpăra alt aparataj. Deci finanțarea rămâne, deci, problema numărul unu. Deci finanțarea proastă a științei rămâne și lasă de dorit. La fel, aș vrea să spun că dacă ne vorbim despre reformele care avem de gând să le facem în Academie, totuși trebuie să ne concentrăm asupra faptului că cercetătorul să fie în vizor, fiindcă fără știință nu poate ca țara să progreseze. Deci toate acestea ne fac ca tot mai mult să ne adresăm și la tineret, care trebuie susținut, și la toți cei care trebuie să contribuie ca tinerii să nu plece din Republica Moldova, ca ei să rămână la noi în laboratoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cancian. Dacă sunt întrebări către domnul Cancian. Nu sunt întrebări. Eu vă mulțumesc. Luați loc. Stimați colegi, doamna ministru, deci, are o ședință, dar noi ne-am înțeles, dumneavoastră vrea să asculte secția umanistică. Eu propun să oferim cuvântul domnului coordonator al secției, doctor habilitat Victor Țircun, și după ce mergem conform, deci, programului. Acum așa, până Țircun se pregătește, avem nevoie de o comisie care să lucreze asupra proiectului de hotărâri care dumneavoastră toți l-ați primit. Se propune 7 persoane se propune. De acord? Cine pentru ca comisia de elaborare a hotărârii să fie 7 persoane, vă rog să votați. Împotrivă? Abțineri? Nu, unanim. Acum, personal, vă propunem noi, dacă dumneavoastră aveți obiecții sau alte propuneri, sigur noi suntem gata să le examinăm. Prima, Acancean Tighineanu. 2. Acancean Culiuc. 3. Acancean Rusnac. 4. Membru corespondent Viorel Prisacari. 5. Doctor habilitat rector Larisa Șavga. 6. Doctor habilitat Boris Boincean. Și 7. Doctor habilitat Emil Rusu. Sunt obiecții la aceste...
Candidaturi? Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Eu vă mulțumesc, împotrivă, abțineri, unanim. Eu cred că această comisie poate să înceapă lucru sau cu... Nu, în orice caz, domnul Acanician Tighineanu singur va hotărâ când. Mai aproape, deci noi vom anunța când să vă întruniți într-o cameră de alături și să... Dar eu vă rog, ceilalți, membri Asambleei, membri Academiei, vă rog, dacă aveți obiecții, în scris puteți să le faceți, să-i transmiteți nouă și noi le-am dat domnului Acanician Tighineanu, care va discuta cu comisia. Sau dacă nu, atunci când vom examina proiectul de hotărâre, oral, o să faceți aceste propuneri. Vă mulțumesc, poftim, domnul profesor Țircun. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domn președinte, stimate domn președinte, stimată doamna ministru, onorat prezidium, stimați membri titulari și membri corespondenți Academiei Științe, stimați colegi, activitatea secției științele umanistice și arte Academiei de Știință a Moldovei pe parcursul anului 2016 s-a derulat în baza acelor direcții prioritare de cercetare din care a recurs acele obiective. N-aș dori să... Mă scuzați. Extraordinar. Aha. N-aș dori să mă opresc la acele obiective, dar în cea mai mare parte la acele realizări care au fost efectuate de către acele patru, deci, institute sau membri instituționali a secției științele umanistice și arte și acele, deci, șapte instituții de profil. În total, pe parcursul anului 2016 au fost realizate sau în curs de realizare 40 proiecte de cercetare, inclusiv 23 instituționale, 7 pentru tineri cercetători, 3 proiecte în cadrul programului de stat, 3 proiecte internaționale, 2 proiecte bilaterale și 2 proiecte deci cu granturi naționale. În cadrul secției științele umanistice și arte, activează 368 de membri titulari, din care 20% fac parte tineri specialiști până la vârsta de 35 de ani. Indicatorii de produs științific a constituit 1713 publicații în total, care fac parte 24 monografii, 40 manuale, materiale didactice, ghiduri, 234 articole în reviste recenzate naționale, 14 articole în reviste de factor cu impact, ce constituie 4,65 de publicații per cercetător. Indicatorii de rezultat științific ai activității de cercetare în domeniul istoriei și filozofiei. Au fost lansate în circuitul științific noi cunoștințe și noi abordări științifice în contextul național și european ale istoriei Moldovei din secolul XIV, începutul secolului XXI. A fost elucidate mai multe pagini din istoria țării Moldovii în secolul XVI-XVII ca obiect și subiect a relațiilor internaționale în contextul multiplor ciocniri de interese dintre marile puteri vecine. Efectuată radiografia evoluției satului moldovenesc din secolul al XIV-lea, începutul secolului XIX-lea, în toată complexitatea vieții rurale de atunci. În urma întocmirii, catalogul de carte veche a fost stabilite căile și arele de pătrundere și depozitare de circulație și utilizare a cărților în mediul mănăstăresc și cel laic, urban și rural. Noile cercetări asupra evoluțiilor social-economice, demografice, educaționale, culturale, politice din Basarabia în cadrul Imperiului Rus. S-a realizat un studiu complex de cercetare istorică a memoriei colective,
a perioadei de instaurare și constituirea regimului totalitar comunist, etc. Indicatorii de rezultat științific al activității de cercetare în domeniul filologiei. A fost efectuată revizia variantei electronice a dicționarului IEDC și s-a completat registrul dicționarului cu unități de intrare. A fost realizată sistematizarea analitică a conceptelor de pragmatică prin organizarea lor în jurul unor nuclei tematice, etc. Înaintată și fundamentată ideea literaturii șaiziciste în spațiul literaturii din RSS moldovenești cu o paradigmă literară antitotalitară. Definită teoria dialogică a textului literar ca sistem teoretic cu o structură integrală de concepte fundamentale. S-a pregătit pentru editarea dicționarul de concepte operaționale și instrumente de analiză a textelor literare. În domeniul etnologic au fost introduse în circuitul științific date noi privind relațiile interetnice, cercetarea și valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova. În domeniul artelor a fost analizată contextualizarea europeană a creației muzicale plurale și a celei componistice. Cercetată area tematico-științifică a dramaturgiei, efectuate cercetări ce țin de perioadele medievale, moderne și contemporane, punerea în circuit a unor compartimente referitor la urbanism și arhitectura ecleziastică medievală, studiată arta modernă și contemporană din secolele 19-20, comune pentru arealul bizantino-balcanic și al Europei de Est. A fost analizată prezentarea patrimoniului cultural al curriculumului și manualele de istorie editate în URSS, în Republica Moldova și în România. Indicatorii de rezultat științific ai activității de cercetare în domeniul studiilor enciclopedice a fost elaborate, editate sau date în tipar următoarele lucrări. Republica Moldova, Enciclopedia, ediție specială consacrată aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Enciclopedia Moldova, volumul 1. Carte bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Republica Moldova, 25 ani. Reperii istorice, istorie științei. A fost elaborat conținutul textual și editată pagina web aniversară Moldova 25. Indicatorii de rezultat științific ai activității de cercetare în domeniul muzeologiei. A fost stabilite, analizate și structurate criteriile de evidență a publicului muzeal pe parcursul existenței muzeului ca instituție publică și au fost stabilite categoriile de public pentru instituție muzeală contemporană din Republica Moldova. În cadrul investigațiilor arheologice de la situl istoric Tabăra regiului suedez Carl al XII de la Varnița, au fost identificate resturile fundației unui edificiu din piatră care, în baza analizelor comparative și surselor arheologice, s-a depistat ca cancelarea regelui suedic Carol al XII, care a funcționat în cadrul taberei regelui din Varnița în perioada anului 1710-1713. Aș dori să atrag atenția dumneavoastră că situl respectiv devine un monument istoric de atracție nu numai națională, dar de atracție internațională. Un interes manifestat atât din partea vecinilor noștri, e vorba de Ucraina, e vorba de România, dar și vecinilor îndepărtați, cum este Suedia și Polonia.
aș dori să atrag atenția dumneavoastră și la următorul moment. E vorba de alte informații vis-a-vis de activitatea științifică a instituțiilor care intră în cadrul secției științele umanistice și arte, ce se referă la conferințe naționale, conferințe științifice cu participare internațională și conferințe internaționale. Deci în tablou aveți posibilitatea să vedeți număr acestor activități științifice. Aș dori să atrag atenția dumneavoastră la faptul că activitatea științifică a colaboratorilor din cadrul secției științele umanistice și arte a fost înalt apreciată atât de stat cât și de comunitatea științifică din țara noastră. Să eu aș dori numai să vă arăt unele diplome care au fost acordate și premii a cercetătorilor din cadrul secției științe umanistice și arte. Mai ales aș dori să menționez acele premii care au obținut colegii noștri de la Institutul Filologie, premiul național, din cadrul Institutului Patrimoniu Cultural, premiul național, premii Academiei de Științe a României, premii municipale, premii Academiei de Științe a Moldovei, distincții de stat, etc. Concluzii. Rezultatele științifice obținute în anul 2016 în domeniul umanistic și arte fac dovada faptului că obiectivele trasate au fost realizate integral. Activitatea secției a fost orientată spre extinderea colaborării cu instituțiile de profil din Republica Moldova și de peste hotare. A crescut calitatea și vizibilitatea activității științifice prin mărirea de 7 ori a numărului de articole publicate în reviste cu factori de impact. 2 a fost în anul trecut, Answers, și 14 în anul trecut. A crescut calificarea cadrelor angajate în cercetarea științifică. În 2016 a fost susținute de către angajații secții 4 teze de doctor habilitat și 15 teze de doctor în știință. S-a extins implicarea cadrelor științifice în activitatea de coordonare a studiilor și cercetărilor doctorale. Angajații secției au răspuns tuturor solicitărilor administrației publice centrale de avizarea a unui șir considerabil de acte normative și legislative. Secția s-a implicat plenar în activitatea științifică dedicată unui șir de aniversări importante, 25 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, 70 de ani de la fondarea primilor instituții științifice în Republica Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. Cercetătorii din cadrul secției au participat activ la promovarea științei și patrimoniul istorico-cultural în mass media, precum și la diferite emisiuni și dezbateri la radio și TV. Ceea ce rămâne drept un subiect deschis, managerii organizațiilor din cadrul secției, dar și pentru cercetătorii, ține de implicarea mai insistentă și mai eficientă în cercetările europene, inclusiv cu fundațiile din partea Consiliului Europei. Și la urmă, prioritățile anului 2017. Orientarea cercetătorilor spre un impact mai accentuat asupra soluționării problemelor țării, monitorizarea instruirii prin doctorat ca a treia treaptă a studiilor universitare, cultivând abordarea globală adecvată condițiilor și necesităților societății contemporane. Eficientizarea colaborării și cooperării științifice cu instituțiile de învățământ superior din țară și cu instituțiile de profil din străinătate. Obținerea unor rezultate științifice de vârf, competitive la nivel național și internațional, având ca scop creșterea vizibilității internaționale și transferul rezultatelor în societate.
Participarea la întruniri cu studenți și liceeni în vederea atragerii tinerilor în sfera cercetării științifice, sporirea activității interinstituționale în cadrul secției, promovarea activității editoriale prin ridicarea calității materialelor publicate în ediții cu impact, intensificarea eforturilor de identificare a unor surse alternative, de finanțarea a procesului științific și a infrastructurilor de cercetare, sporirea cooperării cu fondurile internaționale în vederea obținerii asistenței financiare și logistice pentru activitatea științifică, obținerea asistenței funcționare alocate de instituții din exteriorul Republicii Moldova pentru finalizarea reparații capitale a sediului Institutului Patrimoniului Cultural de pe strada Mitropolit Gavril Bănuiescu Bodoni, numărul 35. Și este încă o chestie la care aș dori să atrag atenție, în primul rând, a colegilor mei din cadrul membrilor instituționale a secției, fiindcă noi toți ne ocupăm cu menținerea, păstrarea și promovarea patrimoniului cultural, intelectual. Și aici se cere conjugarea eforturilor a fiecărei din instituții pentru a lansa unele proiecte comune. Comune pentru Institutul de Istorie, Institutul de Istorie și Filozofie, Institutul Patrimoniu Cultural, Institutul Filologie și, sigur că, Institutul Enciclopedie. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnul profesor. Eu vă rog dacă sunt întrebări. Sunt întrebări? Nu sunt. Da, este o întrebare, vă rog, doamnă doctor. Da, la Pascal. Vă mulțumesc pentru întrebare. Vă mulțumesc pentru întrebare, așteptăm răspuns. Da. Dacă dumneavoastră cunoașteți A fost solicitată, și în primul rând, acele lucrări, acele rezultate relevante de impact. Eu nu pun sub semnul întrebării ca ceea ce ați făcut dumneavoastră, deci nu trebuie să fie menționat. Dar toată activitatea instituțiilor, fiindcă noi am ascultat, am auzit în luna ianuarie rapoartele instituțiilor, noi nu putem, deci, întruni în aceste 10 sau 15 minute care ni s-au oferit pentru prezentarea. Nu vă supărați, dar... Mulțumesc! Alte... Doamna Pascal, spune și nici în raport n-a fost inclus rezultatele cercetătorilor de la filozofie. Nu vă supărați, noi am lansat aceea ce am primit. Da, vă mulțumesc. Alte întrebări? Nu sunt, luați loc. Știți, da. Nu, poftim, care înscris, noi am spus, care oral, asta e la discreție fiecare, nu putem să-i limităm dreptul. Eu am uitat o chestiune care am discutat aici cu colegii mei, ca după fiecare raport ne trebuie să-l aprobăm și la urmă să primim decizia. Hai să ne întoarcem înapoi la raportul domnului academician Gulea. Sunt alte propuneri ca cei care să aprobăm raportul secției? Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. Acum raportul secției umanistice. Este o singură propunere sau este și altă propunere? Să aprobăm acest raport, dar cu observațiile care s-au făcut, pentru că trebuie de inclus, sigur că toate lucrările care s-au efectuat în cadrul secției. Cine pentru aprobarea raportului, vă rog să votați. Împotrivă, abțineri, nu. Vă mulțumesc, luați loc. Atunci, estimați colegi, îmi permiteți din numele dumneavoastră să mulțumim doamnei ministru Babuc pentru participare, pentru excelenta ei, mesaj și dorim succes. Onorată asistență, permiteți-ne, vă rog, să prezentăm foarte succint realizările secției de științe agricole, realizări care au fost audiate în fiecare din institut, la secția de științe agricole a Academiei, la Consiliul Tehnico-Științific al Ministerului, aici avem reprezentanții Ministerului, le mulțumim pentru participare și astăzi foarte succint aceste realizări.
Rata asistență, avem 8 entități în acest complex agroindustrial deservit de comunitatea noastră științifică. Aici avem numărul de proiecte, avem numărul de proiecte în cadrul programelor de stat, de tineri cercetători, etc., etc., o activitate fructuoasă ca și toate celelalte secții ale Academiei noastre. Avem un potențial important de 480 de cercetători științifici, 9 membri ai Academiei, membri titulari 4, membri corespondenți, doctori habilitați 42, doctori în știință 146, cercetători științifici până la 35 de ani, ne bucurăm foarte mult, 112 colaboratori, doctoranți, 35 în școala noastră agroalimentară, avem 35 de tineri doctoranți. Onorată asistență, la cele 42 de milioane alocate din buget, mijloacele speciale formate din activitatea tot acestor 8 instituții a constituit peste 60 de milioane de lei. Altfel, raportul unui leu primit din buget este de 1,44 obținut prin activitatea științifică de transfer tehnologic, de diseminare a rezultatelor, de implementare a acordurilor, etc. Cele mai relevante rezultate științifice. Iată, onorată asistență, ca să nu citesc tot ce e scris aici, îmi permiteți, vă rog, să accentuez că colegii noștri au de la institutul, cunoscutul Institut Porumbeni, pentru prima dată în istoria activităților noastre în cadrul Academiei de Știință din 2004, au reușit să transfere și să omologeze în țara vecină, în România, primii 3 hibrizi de porumb și cu aceasta se începe realizarea semințelor de acești hibrizi în Uniunea Europeană. Acesta a fost un caz de mare succes. Avem rezultate palpabile în țară, în România, în Belarus, în Ucraina, Kazahstan și au fost lucrări importante și în Kirghizia. Onorată asistență, iată aici avem în Republica Moldova 4 hibrizi care s-au evidențiat în modul cel mai productiv. La Ialomiță, la încercările mondiale a hibrizilor, 3 hibrizi din cei 10 prezentați de acest prestigios institut au obținut primele locuri și pentru prima dată în istoria științei noastre noi am atestat 19 tone de semințe la hectar de hibriz cu o umiditate de 12-13%. Asta a fost un record mondial. Felicitări! Colegii de la selecția au realizări notorii în domeniul selecției grâului de toamnă. Avem orz de toamnă cu indici agrobiologici înaintați. Soia din Bălți ocupă 90% din toată suprafața de 50.000 de hectare și ăsta este un rezultat palpabil al cunoscutului institut Selecția, Institutul Culturilor de Câmp din Selecția. Un colectiv puternic lucrează la Institutul de Horticultură și Tehnologie Alimentare cu reprezentanți aici în sală. Au pentru prima dată la cererea importatorilor de producție vitivinicolă din Uniunea Europeană s-au studiat varietățile locale, autohtone, de struguri de masă și de struguri pentru procesarea industrială, care vin să completeze, să diversifice asortimentul nostru de producție la export. Și aici acest institut are renumite și palpabile rezultate. Au fost determinate doze eficiente de administrare a produselor noi în combaterea bolilor dăunători ai viței de vie și onorată asistență la noi, cu părere de rău, a parvenit o boală, moartă aurie a coardelor viței de vie,
cauzate de flavescence, așa numită flavescence d'Oré, cu vector de transmitere țicadele. Și iată acești tineri specialiști de la protecția viței de vie și a pomilor au adus rezultate frumoase la combaterea acestui flagel și la stoparea de penetrării lui pe suprafețele mari de 150.000 de hectare de viței de vie din Republica Moldova. Au fost testate, evidențiate și multiplicate prin cultura in vitro, clone fitosanitare de viței de vie a soilor, cunoscutelor soi, noi le numim autohtone. Feteasca neagră e a nostru, Moldova e a institutului și floricica, la fel, un soi rezistent la boli și vătămător, la temperaturi joasă, cu recoltă de 10-14 tone la hectar, cu condiții tehnologice înaintate. Onorată asistență, au fost evidențiate și supuse studiului 38 de mostre de vinuri în cadrul cercetărilor indicațiilor geografice protejate, la fel un pas concret în realizarea vectorului Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană insistă ca cele mai cunoscute plaiuri din Republica Moldova, producătoare de vinuri, să fie supuse unui proiect european realizat deja cu succes a doilea an, IGP. Colegii noștri de la Institutul de Horticultură, vinificatori în frunte cu profesorul Nicolae Taran, au obținut rezultate frumoase la utilizarea soiurilor noi, Viorica și Floricica, în compoziții interesante la vinurile spumante. Republica Moldova s-a plasat în ultimii ani în topul producătorilor de cea mai înaltă calitate a vinurilor spumante, rezultate obținute la concursurile internaționale în Paris, Ljubljana, București, Africa de Sud, California, etc. A fost elaborat și aprobat, testată probe de vin industrial prin metoda de identificare a glicerolului din sinteză de vinuri. Aici, ca să luptăm cu falsificarea vinurilor, mulți dintre importatori insistă ca cu concentrația glicerolului să fie cât mai înaltă, în felul acesta vinurile să fie ronde, suple, etc. Noi luptăm, am elaborat metoda și am implementat-o în complexul vitivinicol de determinare a glicerolului de natură neautohtonă a viței de vie. La comisie de stat au fost transmiși 4 soiuri, unul de prumb, unul de cutui, unul de migdal și de corn, cu indici agrobiologici și o productivitate foarte înaltă. Pentru prima dată, colegii noștri studiază afinul, aronia, câtina și alte pomușoare. Domnul academician Cimpoieș conduce cu o vastă programă a cătinii albe, lucru care ne-a permite să asigurăm în timpul apropiat industria farmaceutică și cea cosmetologică cu produse din aceste prețioase culturi. La același institut, extracțiile din CUCO, lichifiat la presiuni foarte înalte, ne permit să valorificăm și să ameliorăm producția noastră agroalimentară, începând de la patiserie și terminând cu brânzeturi de calitate înaltă care corespund cerințelor pieței europene. Legumicultorii noștri au selectat plante de soiuri noi, ardei dulci, au realizări importante în promovarea soiurilor de cartofi extratimpurii și semitimpurii, lucru care l-ați observat dumneavoastră pe piața noastră internă. Aici trebuie menționat și lucrările în comun care le realizează colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, la fel pentru a dinamiza dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova.
Onorată asistență, pentru prima dată un laborator de performanță a fost deschis și pus în funcțiune la o prestigioasă instituție, Universitatea de Stat Agrară de Moldova, unde noi, pentru prima dată noi putem testa brichetele obținute din materia primă silvică agricolă și, spre marea noastră fericire, Olanda, Norvegia și alte țări importă acest produs, făcând în felul acesta ca el să fie destul de efectiv economic în Republica Moldova. Pentru unele raioane, ca exemplu, avem raionul Ialoveni, unde s-a determinat compoziția chimică și s-au stabilit indicii de calitate a apelor de suprafață pentru irigare. Aceasta e o realizare, una din realizările palpabile, serioase, cerute de practică a institutului, cunoscutului Institut de Pedologie, lucru care ne permite ca în fiecare raion să putem aprecia acel potențial înalt a apelor freatice care sunt exploatate pentru alimentarea cu apă potabilă și în ultimii ani sunt discuții aprinse, am putea să condiționăm această apă pentru irigare în condițiile de stres a plantelor agricole. În arată asistență, aici avem realizarea colegilor noștri în Cozești, Sângerie și Lebedenco-Cahul. Avem evidențiați factorii cheie de la care facilitează eroziunea și deflatația solurilor în exemplu raionul Ungheni, dar această activitate se va extinde în toată țara. Au fost create două nuclee de selecție a taurinilor. Avem realizări palpabile prin crearea trei nuclee de selecție, inclusiv două de țigaie, rasă țigaie și una de caracol, la Institutul de Zoologie și Metode de Tehnologii Biologice în Zootehnie. S-a adus un aport considerabil la importul de caprine, s-au creat cerezi mari, private, în care institutul joacă rolul principal în elevarea lor, în studiul lor și împreună cu Institutul de Tehnologie Alimentare în producerea brânzetelor de înaltă calitate. Și la acest compartiment în avicultură avem rezultate palpabile, rase care asigură 80% din tot potențialul, tot necesarul pieței interne a Republicii Moldova în puiet. Onorată asistență, mai avem o secție cu rezultate frumoase, este piscicultura. Am avut mari probleme cu această secție, aici sunt cu prezență conducerea și colaboratorii. Această secție care a adus Republicii noi varietăți, noi soiuri de carp, noi soiuri de remonți a somonului european în heliștile noastre a Republicii Moldova, această secție mică care, cu 13 oameni care a asigurat 100% din tot necesarul de puiet piscicolă în Republica Moldova, venea să sufere recent și conducerea Parlamentului, noi trebuie să vă mulțumim, domnul președinte, ne-a ajutat ca să păstrăm această entitate și să-i oferim șansa să lucreze și în continuare cu succes. Un exemplu de activitate efectivă este Institutul MEC Agro. Stimați colegi, la 2,380 milioane din buget, ei au valorificat producții de 31 de milioane de lei, au exportat în țări străine, inclusiv în Azerbaijan, Iran, Federația Rusă, regiunea Krasnodar, Ucraina, România, producții de 10 milioane. Aceste mașini pe care dumneavoastră le vedeți deja le utilizează pe larg întreaga Europa de răsărit și avem șansă să vindem și în Europa de apus. Veniturile sunt 19 milioane, costul vânzărilor aproape 10, profitul 10, rentabilitatea 108. Ne bucură rezultatul colegilor noștri. Ca să nu rețin atenția dumneavoastră, vreau să felicit și
întreaga comunitate științifică din agricultură cu aceste frumoase rezultate în 2016 și în prima jumătate a anului 2017. Noi n-am cedat cu niciun palm de activitate. Continuăm necătând la faptul că o bună parte din colegii noștri au probleme cu repatrierea terenurilor, a unor edificii, ieșirea din colapsul financiar a unor instituții. Bună rată asistență, eu vă mulțumesc și mulțumesc, mulțumesc colegilor noștri. Vă rog întrebări. Da, poftim, domnule Cancean Micu. Eu să cred că în condițiile în care în condițiile în care criza ne-a afectat pe noi toți, sigur că domnul Cancean are perfect dreptate. Au fost realizări și mai bune, dar vă rog să mă scuzați în condițiile astea. Domnul Cancean Grine și domnul Cancean Micu. Vreau să vă spun că colegii noștri... Vreau să vă spun dumneavoastră că colegii noștri din secția științe agricole trec în ultimii ani cea mai mare criză. Cea mai mare criză. În comparație cu celelalte secții. Eu un exemplu vreau să vă dau cu Belorusia. Până în 2005, Institutul vindea pe an 14.000 de tone de semințe hibrid porumb din cele 24 de care avea nevoie toată Belorusia. Da. Și trebuie să menționăm că asta este grație domnului Cancean Micu. Și era scris în acordul bilateral Moldo-Belorus. Pe urmă, zero, zero, zero. Nimeni, cum mi-a spus mie cineva, că nimeni nu vine de formele parentale. Nimeni în lume în afară de Moldova. Nimeni în lume. Nu există țară să vândă forme parentale, noi le-am vândut aproape toate. A fost acum așa văzut. Ne-am înțeles cu ei. Niciodată nu o să treacă institutul prin tender. Tot timpul o să piardă, pentru că privatul câștigă tenderul știm cum. Ne-am înțeles. Să dăi măcar 5.000 de toni de hibriz. Bine, au nevoie măcar 50 de toni, poftim, de forme parentale, pentru ca să mențină institutul. De ce, dacă să vorbim despre și despre toate instituțiile, despre toți savanții noștri din secția agricole, putem să vorbim prin câte probleme au trecut. Da. Da. Avem chestii de astea și alte secții, trebuie să menționăm. Dar Europa și România nu e țara noastră. Nu vreau să fie ca de veche să informată și pe solitate. Bine, stimați colegi. Mai sunt întrebări? Nu, eu vă mulțumesc că luați loc. Deci, este o propunere de a aproba rezultatele științifice a secției științe agricole. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Împotrivă, abținuți nu sunt. Dar cu doleanțele și cu niște soluții care trebuie de inclus pentru rezolvarea acestor probleme. Dar să știți că nu este ușor unui cercetător sau cercetărilor să se încadreze în domeniul unde este business. Până se pregătește, eu vreau să spun și Mecagro. Dacă Mecagro nu avea la un leu investit 5-10 lei profit, nimeni nici nu și-a aduce aminte de institutul ăsta. Dar deoarece este profit, sigur că business-ul începe a se gândi cum să pui mâna pe ei. Numai nu se gândesc un lucru, că fără cunoștință, inovație, este imposibil de a obține profit. Vă rog, vă mulțumesc mult, poftim domnul Ursache. Stimați academicieni, onorată asistență,
În cadrul secției științei, inginerie și tehnologie activează 4 institute, Universitatea de Cercetare, Universitatea Tehnică din Moldova și laboratoarele cu profil tehnologic din cadrul Universității de Stat Alecu Rusu din Bălți. Activitatea managerială constată în organizarea 2 adunări generale a secției, 12 adunări a biroului și 10 consilii a directorilor. Activitatea acestor organe este ilustrată în acest slide. Cercetările instituțiilor din cadrul secțiilor au fost efectuate în cadrul a 3 direcții strategice, materiale, tehnologii și produse inovative, eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile și patrimoniul național și dezvoltarea societății. În afară de proiectele de instituționale și cele bilaterale, au fost efectuate 2 proiecte de transfer tehnologic. Potențialul uman constă în 137 de cercetători științifici, eu am inclus aici doar personalul de bază, deoarece personalul prin cumul este mai volatil. Dintre aceștia, 35 de cercetători sunt sub 35 de ani și avem 36 de doctorați. Deci, numărul de cercetători sub 35 de ani constituie undeva un sfert, iar împreună cu doctoranzii constituie undeva 50%. Proiectul deci cadrul tematic constă din 58 de proiecte total. Din acest slide se vede că circa 3 pătrimi din aceste proiecte îl constituie proiectele instituționale. Avem 6 proiecte internaționale din cadrul programelor FP7, Scopis, PNUD, STCU. Numărul de contracte economice este aproximativ egal cu numărul proiectelor de cercetare total. Dacă ne referim la cadrul financiar, situația nu este cu totul simetrică, deci am în vedere că dacă numărul de, după număr, contractele economice este aproximativ egal cu proiectele de cercetare, vedem că bugetul public este aproximativ de 6 ori mai mare decât mijloacele speciale. Totodată, proiectele instituționale constituie puțin sub 90% din cadrul financiar. Dacă urmărim dinamica mijloacelor financiare, vedem că acel trend negativ care s-a început în 2014 continuă până în 2016, am în vedere că dacă a fost un trend pozitiv până în anul 2014, la fel avem un trend negativ din 2014 încoace și în 2016 în special observăm o descreștere substanțială a mijloacelor speciale. Unul dintre factorii care a determinat acest trend negativ, eu aș spune că este blocarea achizițiilor la mijloc de an, care a afectat considerabil derularea proiectelor de contractelor economice. Din fericire, acest trend negativ nu este reflectat și în performanța editorială. Vedem că aici, spre deosebire de descreștere financiară, avem o creștere stabilă și sustenabilă a numărului de publicații. Dacă în 2015 am observat o descreștere substanțială cu circa 40% a publicațiilor în revistele cu factori de impact, vedem că în 2016 această deficiență a fost rezolvată și avem o creștere substanțială pe toate componentele. O să mă refer succint la unele dintre rezultatele relevante pe domenii și profiluri. În domeniul fizicii stării condensate a fost elaborată o nouă valvă de spin de tip triplet. Vreau să spun că dacă întrează maximul efectului de comutare la funcționare. Au fost descoperite oscilații de cuantificare de tipul Aaron-Boch în fire de bismut stibiu cu proprietăți de izolator topologic, efect care prezintă o platformă considerabilă pentru aplicații tehnologice în spintronică, dar și în termoelectrică. Au fost dezvoltate noi tehnologii de producere a juncțiunilor magnetice de tunel, în baza cărora sunt dezvoltate elemente de memorie non-volatilă cu acces aleatorii. Dacă ne referim la elaborările tehnologice, aș menționa dezvoltarea rețelelor nanotubulare de aerografit ca șabloane universale pentru fabricarea nanomaterialelor hibride și implementarea acestor materiale în calitate de dispersori de lumină, fotoreceptori de bandă largă și altele. A fost elaborate tehnologii de producere a nanopunctelor de manganită pentru aplicații în agricultură și pentru decontaminarea solurilor. În 2017 acest proiect va continua în cadrul unui proiect de transfer tehnologic. Au fost elaborate tehnologii de producere a structurilor multistratificate printre reflectoare distribuite de tip Bragg. Au fost dezvoltate microsubmarine în baza nanotubului de titania pentru aplicații biomedicale, o serie de materiale oxidice pentru aplicații senzorice. În domeniul
mecanicii fine au fost dezvoltate noi tehnologii industriale de fabricare a roților cu dimensiuni mici, cu profil nestandard. Aici sunt ilustrate unele dintre dispozitivele elaborate, unele dintre ele au fost elaborate în cadrul acelor două proiecte de transfer tehnologic, iar unele sunt prezentate aici în hall la expoziție. În domeniul securității antiseismice a fost dezvoltat un model nou, tridimensional, de calcul a caracteristicilor amplitudinele frecvenței a seismelor, care a fost aplicat pentru evaluarea hazardului și diminuării riscurilor seismice în diferite zone ale Moldovei, am în vedere sud, centru, nord. În domeniul geologiei a fost propuse metodologii noi, hidrogeologice, hidrologice și meteorologice pentru analiza și estimarea resurselor apelor subterane. În domeniul energeticii a fost dezvoltate noi tehnologii de calcul a repartiției fluxurilor de putere între sistemele energetice a Moldovei, României și Ucraina, care au fost aplicate pentru analiza a trei scenarii de conectare acestor sisteme și a fost propusă o soluție tehnică nouă pentru reglarea cu precizie ridicată a fluxurilor de energie între aceste trei sisteme energetice. În domeniul tehnologiei informaționale au fost elaborate câteva componente în platformă pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualarea conținutului științific digital în Republica Moldova. Au fost publicate 11 monografii. Revistele editate de către institute sunt menținute sustenabil. Dacă ne referim la organizarea conferințelor, activitatea este aproximativ la nivelul anului trecut, avem o puțină creștere, dar avem o creștere considerabilă a participării la manifestările științifice, la expoziții și târguri. Numărul medalilor și diplomelor obținute a crescut de două ori și aici trebuie să recunoaștem contribuția considerabilă a Universității Tehnice. Aici sunt ilustrate parametrii de activitate în domeniul pregătirii cadrelor. Activitatea de diseminare și promovare a realizării este aproximativ la nivelul anului trecut, peste 70 de participări în emisiuni TV Radio, peste 50 de articole de popularizare a științei, sunt niște parametri destul de buni pentru o secție compusă din 4 institute. Au fost încheiate o serie de contracte de colaborare națională și internațională, unele dintre care sunt listate în acest slide. Și în final sunt prezentate obiectivele de activitate secției pentru anul 2017, la care nu o să mă opresc detaliat, deoarece ele sunt incluse în raportul de activitate, care îl aveți și în mapele care au fost distribuite. M-aș referi aici doar la unele momente cele mai principale, deci ce țin de activitate. În primul rând, de menținerea acelui trend pozitiv de creștere a numărul publicațiilor, în special în revistele cu factor de impact 1, și al doilea, de remediat acea problemă de descreștere a mijloacelor din surse extrabugetare, care au scăzut în anul trecut, după cum am spus, considerabil. Deci în anul viitor ne propunem să crească această sumă cel puțin dublu. Dintre problemele care sunt, în primul rând aș menționa problemele, dificultatea de recrutare a cadrelor tinere, inclusiv a doctoranzilor, și starea nu prea bună a bazei materiale, adică a infrastructurii tehnologice și de măsurare, deoarece cu așa infrastructură este greu de integrat în proiectele europene, inclusiv în Orizont sau în următorul program FP9. Deci aici vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul doctor habilitator Sache. Vă rog dacă sunt întrebări către domnul coordonator. Nu sunt, este clar. Eu vă mulțumesc. Propuneri pentru aprobarea... Cine pentru aprobarea, deci rezultatelor științifice a secției, vă mulțumesc. Cine împotrivă, abțineri, nu. Acum să invite doamna Olga Tagadiuc, doctor habilitat, coordonatorul secției medicină, științe medicale. Distins prezidium, onorată asistență, mă prezint raportul privind activitatea instituțiilor secției științe medicale în anul 2016. În cadrul secției fac parte Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistemețeanu și 8 instituții din domeniul științific-practic,
care, în afară de cercetare, prestează și servicii medicale populației din Republica Moldova de cea mai înaltă calitate. Deci, în cadrul acestor instituții, activează 362 de cercetători științifici și mă refer doar la personalul titular. Deci, nu am inclus persoanele care sunt prin cumul. Dintre ei avem 7 membri titulari ai Academiei de Științe, 6 membri corespondenți. Sperăm că în curând ne îmbogățim cu încă un membru corespondent și un membru titular. După ce se finalizează alegerile, deci avem 70 de doctori habilitați, 186 de doctori în științe și în acești 362 de cercetători, o treime sunt cu vârsta de până la 35 de ani, ce-i drept este foarte dificil de a menține personalul tânăr în cercetare. De cercetătorii, în anul precedent, au realizat un număr de 88 de proiecte total. Deci ne bucură faptul că a crescut numărul proiectelor internaționale de diferită anvergură până la 14 și, de asemenea, ne bucură faptul că s-a mărit și numărul de proiecte bilaterale, pentru care anul trecut au plecat un număr foarte mare de cercetători din cadrul secției noastre. Deci rezultatele cercetării au fost reflectate într-un număr, considerăm noi, destul de substanțial de publicații. Ne bucură foarte mult numărul articolelor în reviste internaționale cu factori de impact, dat fiind faptul că în domeniul medicinei este extraordinar de greu de a publica în reviste cu impact factor și competitivitatea cercetărilor s-a reflectat în aceste 51 de publicații. Deci, care au fost cele mai relevante rezultate obținute și vreau deodată să-mi cer scuze de la membrii secției, dacă nu își vor revedea cercetările proprii, nu pot în 10 minute să reflect toate rezultatele frumoase care au fost obținute. Deci, în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie s-au realizat cercetări în domeniul glaucomului, care s-au soldat cu elaborarea unui șunt cu supapă absolut nou și ca material din care a fost efectuat și ca structură, ce permite a ameliora tensiunea intraoculară și a micșora complicațiile care duc la orbirea acestor pacienți. Deci, Institutul Oncologic a avut un succes remarcabil anul trecut prin finalizarea elaborării Registrului Național de Cancer și acceptarea acestui registru național în cadrul Asociației Internaționale a Registrelor de Cancer, care există la nivel mondial. Astfel, rezultatele atât a cercetărilor, cât și a lucrului practic efectuat de acești cercetători se vor regăsi în bazele de date internaționale. Deci, Institutul Mamei și a Copilului se preocupă de mai mult timp de sănătatea copiilor născuți prematur cu o vârstă foarte mică la naștere, deci de la 500 de grame și mai mult, și evaluarea lor în dinamică a stabilit că fiecare al patrulea copil născut cu masă mică la naștere către vârsta de un an manifestă tulburări semnificative neurologice, atât în domeniul motor, cât și limbaj, cât și cognitiv, ceea ce necesită de a continua monitorizarea acestor copilași și dezvoltarea unor măsuri de prevenție a apariției acestor deficiențe. Deci, Institutul de Cardiologie s-a învrednicit de o distincție de bronz în cadrul celei de-a 26-a întâlniri științifice a Societății Internaționale de Hipertensiune, dat fiind stabilirea unei corelații între nivelul modificărilor metabolice și sindromul apneei obstructive în somn cu fibrilația atrială și hipertensiunea arterială, ceea ce permite de a obiectiviza unii factori de monitorizare și predicția acestor complicații foarte severe care pot duce la decesul pacienților.
Deci, în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie se continuă cercetarea micobacteriei tuberculozei și sensibilității ei la diferiți agenți antimicrobieni, dat fiind faptul că în Moldova este un număr foarte mare de pacienți cu tuberculoză multidrog-rezistentă și total drog-rezistentă și studiul efectuat a permis de a evidenția acel genotip în care se poate utiliza rifampicina în cadrul schemelor de tratament. Deci, Institutul de Medicină Urgentă a realizat un studiu de utilizare a membranei induse și grefei corticospongioase care permite de a restabili defectele osoase foarte mari care anterior duceau la micșorarea lungimii membrilor și la apariția dizabilității persoanelor respective. Deci, în cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie s-au stabilit criteriile concrete de includere a pacienților în grupul care pot fi operați prin metode minim invazive și cu ajutorul chirurgiei laser în cazul tumorilor cerebrale, ceea ce a permis de a ridica numărul de cazuri cu rezecție totală până la 30%, ceea ce duce la un prognostic mai favorabil acestor pacienți. Deci, Centrul Național de Sănătate Publică s-a învrednicit de certificatul Organizației Mondiale a Sănătății privind competența în supravegherea gripei, dat fiind cercetării continue a virusurilor gripare sezoniere efectuate împreună cu colegii din Statele Unite și din Marea Britanie. Deci, studiul genetic a stabilit că unele modificări care sunt în genomul virusului gripal duc la alunecarea virusului de sub acțiunea anticorpilor specifici, ceea ce se poate solda cu dezvoltarea pneumoniilor virale severe, deci astfel noi putem să stabilim tactica de prevenție a acestor complicații. Deci, ca concluzie, aș vrea să menționez că obiectivele activității au fost realizate în corespundere cu nivelul de finanțare care a fost cu mult sub cel necesar. Deci, ca activități de perspectivă, deci pentru a ameliora finanțarea, trebuie să încercăm mai activ să ne încadrăm în proiectele internaționale, deci să găsim finanțare din exterior. Pentru aceasta este evident necesar ca să ne promovăm rezultatele în publicațiile de peste hotare și ca știința, în, cel puțin în domeniul medicinii, să meargă înainte, trebuie să avem întotdeauna un aflux de sânge tânăr, deci trebuie să găsim cât mai multe metode pentru a atrage tinerii cercetători în știința medicală și nu numai. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Olga Tocadiuc. Vă rog, dacă sunt întrebări câte dumneai. Nu sunt. Propuneri de a aproba rezultatele științifice a secției științei medicale. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Vă mulțumesc. Îl invităm pe domnul profesor Victor Moraru. Eu, da, poftim. Da, stimați membri Asambleei, membrii comisiei responsabile pentru elaborarea hotărârii, academicienii Culiuc, Rusnac, membru corespondent Prisacari, doctor rehabilitat Șavga Boincean, Emil Rusu, vă rog pentru câteva minute în sala Azurie. Acum ne convocăm. Vă mulțumesc. Acum, Argintie, da. Azurie, vă mulțumesc. Acum, stimați colegi, cu domnul Cancian Furdui și domnul meu corespondent Guciac. Vă rog, Acanceanu Cimpoi, Acanceanu Ghidirim, Acanceanu Pasat, Acancean Cimpoieș, mem corespondent Dicusar, Acanceanu Bilosteșnic, doctor Habilitat Usate, Ursache, Ursache. Vă rog tot așa, după domnul Guciac și Acancean Furdui. Ieșiți, nu știu în ce cameră aici, discutați. Dar vă rog, în 10 minute să reveniți, pentru că noi o să terminăm.
Domnul profesor Moraru, poftim. Da, mulțumesc. Secția este alcătuită din trei instituții, membri instituționale ai Academiei și câteva 8 universități, membri de profil. Misiunea secției este coordonarea cercetărilor științifice efectuate în Republică în domenii economie, științe politice, drept, sociologie, pedagogie, psihologie, științele comunicării, științele militare. Potențialul științific al secției este... Vă rog să mă ajuți. Alcătuită din 7 membri ai Academiei, 3 membri titulari și 4 membri corespondenți, 60 de doctori habilitați, 300 de doctori în știință, cota parte a cercetătorilor în vârstă de până la 35 de ani constituie 22%. Un mic detaliu pe care mi-ar plăcea să-l prezint aici este vorba... Este vorba de numărul de teze susținute în 2016. Dacă raportăm numărul acestor teze la numărul total, 123 în domeniile noastre, ale secției, la numărul total 216, constatăm că ele constituie 57% din total. Anul trecut 52%. Ceea ce denotă o dinamică relevantă a domeniului științe sociale. Activitatea de cercetare științifică s-a desfășurat în cadrul Direcției Strategice Patrimoniul Național și Dezvoltarea Societății. Activitatea secției a fost focalizată asupra aprofundării cercetărilor științifice de profil și eficientizării aplicabilității practice a rezultatelor investigațiilor efectuate. Trec peste textul raportului, pentru că îl voi prezenta mai târziu. Proiecte în desfășurare sunt 38 proiecte instituționale, 4 proiecte bilaterale și 4 proiecte pentru tineri cercetători. Am prezentat și proiecte pentru programul Orizont 2026, deocamdată fără rezultat. Obiectivele țintă sunt practic aceleași ca și la colegii noștri de la alte secții. Trec peste ele. Rezultate principale. Au fost elaborate scenarii de prognoză a evoluției economiei naționale pe termen mediu. A fost elaborată și implementată metodologia de estimare a economiei neobservate. A fost identificată situația din sectorul întreprinderilor mari și mijlocii, precum și tendințele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în anii 2007-2016. În special, au fost calculați indicatori și analizată evoluția dezvoltării acestor întreprinderi la 8 indicatori. Au fost determinate principalele provocări în ceea ce privește dinamica dezvoltării populației, argumentat cadrul de referință pentru populația Republicii. Secția de științe sociale poate prezenta drept rezultate relevante, de exemplu, elaborarea Institutului Național de Cercetări Economice, care este metodologia nouă de calculare a indicelui integral teritorial de securitate demografică și însoțit și de harta interactivă. A fost elaborată metodologia estimării economiei neobservate în baza balanței interramurale, foarte importantă pentru redresarea economiei naționale, pentru sensibilizarea asupra unor aspecte complicate ale acestei economii. Au fost supuse cercetării problemele relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Au fost propuse căile de minimizare a riscurilor și amenințărilor interne și externe asupra securității naționale a Republicii Moldova. Colaboratorii Institutului de Cercetări Juridice și Politice, de exemplu, au contribuit mult la pregătirea strategiei securității naționale a Republicii Moldova, un nou proiect de strategie, deocamdată nu este în aplicare. În domeniul științelor educației a fost elaborat cadrul de referință al curriculumului național
și a fost elaborată metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, metodologie ce se întemeiază pe codul educației și reprezintă un prim document realizat în conformitate cu reformele actuale. Rezultatele cercetărilor au fost aduse la cunoștința comunității științifice și populației prin editare de monografii, culegeri de articole științifice, publicații în presă periodică, emisiuni radio și TV. Unii cercetători au la activ câteva zeci de participări la astfel de emisiuni. Rubrica analize academice de pe site-ul Academiei este susținută la fel de colaboratorii secției. Au fost organizate zeci de manifestări științifice, conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde. Unii din ele au obținut o rezonanță semnificativă. Activitatea cercetătorilor a fost remarcată pe plan internațional. Imaginile prezintă unele conferințe la care organizate internaționale, organizate de colaboratorii Institutului de Cercetări Juridice și Politice, Institutului de Național de Cercetări Economice, Institutului de Științe ale Educației și altele. Sigur că nu dispunem de posibilitatea de a prezenta niște imagini spectaculoase, impresionante, așa cum au fost în rapoartele altor secții, dar ceea ce putem face, putem prezenta publicațiile noastre. Aici sunt în imagini doar câteva din lucrările de sinteză care au apărut, Constituției Statelor Lumii, Republica Moldova și Uniunea Europeană, domenii, dimensiunile cooperării, Republica Moldova, trecut, prezent și viitor, și alte câteva culegeri în viziunea noastră importante, pentru că au avut rezonanță și internațională, au avut citări și în reviste Scopus și au reprezentat realizările cercetării secției științe sociale și economice. Numărul total de publicații se menține în cadrul secției la nivelul anului trecut. Mai urmează câteva imagini ale lucrărilor. Există și anumite propuneri de perspectivă care sunt, de fapt, în consens cu ceea ce a răsunat în luările de cuvânt de la această tribună. Avem unii constrângeri care la fel țin de problema menținerii tinerilor în activitate de cercetare, inovare, de insuficiența mijloacelor financiare, de volumul semnificativ al cererii din partea autorităților publice față de, fără de acoperire financiară. Vreau să spun că institutele secției, dacă nu săptămânal, foarte des sunt antrenate în această activitate, la solicitarea ministerilor, guvernului și au prezentat câteva proiecte de legi și zeci de avize la acte normative. Trecem prin aceleași dificultăți prin care trece toată comunitatea științifică noastră, dar deviza este aceasta pe care am spus-o mai demult și o spun și acum în încheiere, per aspera ad astra, prin greutăți spre stele, și vreau să mulțumesc colegilor mei din cadrul secției care în aceste condiții au reușit să muncească și să înregistreze performanțe științifice. Mulțumesc conducerii Academiei pentru susținere și ne doresc tuturor un an mai bun. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Întrebări către domn profesor Moraru? Nu sunt. Propuneri? A aprobat rezultatele secției. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Cine împotrivă? Abțineri, nu. Cine? Da? Да, Канчан, может быть, вы выступите в прениях? Не хотите? Подождите. Может быть, вы выступите в прениях? Вот у нас через один доклад будет прения. Я вам дам слово. Потому что так, чтобы было все понятно. Да, в прениях я вам дам. Спасибо. Акума, я пропонт, как с континуум
Să-i oferim cuvântul doamnei secretar general Hanganu, care va prezenta deci, raportul economico-financiar și după aceasta deci, o să trecem la luări de cuvânt și la discuții. Vă rog. Stimate domnule președinte, al Academiei de Științe, onorat prezidiu, distinși membri ai Asambleei Academiei de Științe, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, trebuie să spun de la bun început că anul 2016 nu a fost deloc unul de simplu și nici ușor. El a fost marcat pentru Academiei de Științe, a constituit un an de căutări, frământări, discuții uneori în contradictoriu, dar s-au găsit soluții și s-au identificat consensuri, având ca scop major prezervarea capacităților umane, a infrastructurii de cercetare actuale, a potențialului cercetare național în genere. Aceste subiecte au fost discutate în cadrul întrunirilor de diferit nivel al oamenilor de știință pe întreg parcursul anului 2016, inclusiv cu grupul de experți venit în Republica Moldova pentru un exercițiu de evaluare a sistemului actual. Sunt public recunoscute și apreciate aturile și punctele forte pe care le-a produs în timp Academiei de Științe a Moldovei, printre care se pot număra asumarea responsabilității pentru promovarea reformei sistemului de cercetare, dezvoltare, inovare în țară, potențial uman calificat, succes în cooperare cu Uniunea Europeană și alte programe, etc. În anul 2016, Asambleea Academiei de Științe a Moldovei a fost convocată pe parcursul în două ședințe. Prima, desfășurată la 10 martie 2016, a fost consacrată audierii rapoartelor privind activitatea științifică și economică financiară a comunității în anul 2015 și din această ședință putem excerta un extras prezentat de către președintele Academiei de Științe în alocuțiunea sa, Știința cuș pentru societate, axat pe ideea continuității și asumării responsabilităților pentru păstrarea și dezvoltarea valorilor și performanțelor în noile condiții de reforme și în condițiile aparteneței la spațiul european al cercetării. În cadrul discuțiilor pe marginea subiectului, amintesc că au luat cuvântul acanicenii Belostecnic, Furdui, Micu, Culiuc, care au venit cu sugestii și recomandări în vederea realizării cu succes a reformei, specificând necesitatea facilitării accesului instituțiilor cercetare din Republica Moldova la fondurile europene de cercetare și posibilitatea de afirmare a cercetătorilor la nivel internațional, stabilire de noi relații și parteneriate, orientarea cercetării spre rezolvarea unor probleme concrete cu care se confruntă sectorul economiei, transferul mai eficient al cunoștințelor spre sfera afacerilor. La 10 noiembrie 2016 a fost convocată sesiunea Asambleei Academiei de Științe a Moldovei dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare și cu această ocazie Acanceanu Gheorghe Duc a prezentat raportul Reforma și dezvoltarea societății, dezvoltarea cercetării inovării în Republica Moldova, în care s-a referit la procesul de reformare a științei, scopul reformei, acțiunile întreprinse și pașii care urmează a fi făcuți pentru realizarea și implementarea ei. Principalele acțiuni în acest sens vizează păstrarea independenței Academiei de Științe ca instituții de interes național, crearea unor structuri administrative noi, precum și inițierea unor noi mecanisme de finanțare. Atunci, în cadrul acestei sesiuni, au fost votate propunerile pe care le aveți enunțate pe ecran. Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a fost convocată în anul 2016, de asemenea, în două ședințe. Prima, la 31 mai 2016, a ales prin vot deschis 5 membri noi de onoare a Academiei de Științe. Este vorba despre Serghei Aldoșin, despre Ionel Valentin Vlad, Ion Dogaru, Asaf Hajiev și Jupin Xiu. La aceeași ședință a fost precizat programul de evenimente dedicat aniversării a 70 de ani de la crearea primilor instituții de cercetare din Republica Moldova și a 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. Drept acțiuni festive culminante pot fi menționate Ziua Academiei de Științe organizată pentru prima dată într-un format larg, public, de amploare, la Complexul Etnocultural Vatra și Conferința Științifică a Academiei de Științe a Moldovei Evoluție, Personalități, Instituționalizare, care a avut loc ceva mai târziu, la 16 iunie, dar importantă, prin discursurile pe care le-au ținut decanii de vârstă a domeniilor științe naționale, care reprezintă și autorități de valoare ale comunității noastre. Este vorba despre acancenii Furdui, Bologa, Cimpoi, Moscalenco, Dragnev, Bostan, Ghidirim, Ciobanu și Micu.
În cadrul aceleiași ședințe adunării generale, în vederea reformării sistemului de administrare a sferei științei și inovării, domn președinte Duca a informat comunitatea despre faptul că Academia a elaborat în baza strategiei cercetare-dezvoltare și proiectului concepției reformării sferei științei și inovării și în acest context Academia de Știință s-a adresat Directoratul General al Comisiei Europene cu scopul de a realiza un exercițiu de evaluare. Raportul pe acest exercițiu de evaluare a fost prezentat public pe data de 13 iunie 2016 și acest raport vine cu 7 mesaje de politici, 24 de recomandări operaționale, subliniind ca o condiție obligatorie pentru realizarea reformei sistemului științei din Republică, finanțarea lui adecvată, cel puțin la nivelul anului 2007 și creșterea graduală a acestui indice până la 1% din PIB în anul 2020, precum și prezervarea capacităților materiale și umane deținute la moment. La adunarea generală din 6 decembrie 2016 a fost prezentat raportul Știința și inovarea, paradigma dezvoltării sustenabile, în care președintele Academiei de Științe s-a referit la importanța investiției în știință ca factor decisiv în creșterea nivelului de bunăstare, sănătate și prosperitate a unei țări. Prezentarea a inclus și o demonstrare a evoluției managementului cercetării în Republica Moldova, o trecere în revistă a rezultatelor comunității științifice, precum și precizarea contribuției științei moldave la procesul informațional global. Un subiect important discutat în cadrul sesiunii adunării generale a vizat modificările și completările la regulamentul privind alegerea membrilor titulari și corespondenței Academiei de Științe a Moldovei. Domnul prim-vicepreședinte Tighineanu a prezentat principalele modificări operate în regulament privind alegerea acestor membri, care vizează preponderent criteriile de selecție ale lor. La discuție au participat acancenii Simașchevici, Cimpoi, Furdui, Moscalenco, Roșca, Cimpoieș, Popovici, care au susținut ideea că aceste criterii de selecție trebuie să valorifice rezultatele calitative ale candidaților, ci nu neapărat pe cele cantitative. Astfel a fost aprobat prin vot deschis unanim regulamentul în redacție nouă. Activitatea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe, parcursul anului 2016, s-a orientat spre eficientizarea activității științifice a organizațiilor din sfera științei și inovării, consolidarea comunității științifice în cadrul dialogului cu autoritățile publice centrale pentru soluționarea în comun a problemelor științei și tehnologiei cu care se confruntă societatea, ajustarea regimului juridic de administrare a sferei științei și inovării din Republica Moldova la rigorile spațiului european, iar în consecință, în perioada de referință, membrii Consiliului Suprem au fost convocați în 13 ședințe, la care au fost adoptate 329 de hotărâri privind diferite aspecte ale activității instituțiilor subordonate. Pe parcursul anului 2016, o atenție deosebită a fost acordată intensificării contribuției științei academice la cercetarea problemelor social-politice și a suportului științific într-un dezvoltarea social-economică a țării. Amintim în acest sens hotărârea Consiliului Suprem de revenire la scrierea cu îdina și cu în paradigmele verbului a fi, iar ca urmare a acestei hotărâri a Consiliului Suprem, a fost emis ordinul ministrului educației, doamna Corina Fusu, prin care normele ortografice ale scrierilor î și sunt în grafia limbii române au devenit obligatorii pentru instituțiile de învățământ din țară. O altă hotărâre importantă a Consiliului, pe care o putem menționa, este aprobarea planului privind măsurile dedicate evenimentului Moldova 25 de ani, în care au aprobat inaugurarea expoziției simboluri identitare ale Republicii Moldova, organizarea conferinței științifice internaționale 25 de ani de la proclamarea și independența Republicii Moldova, precum și lansarea enciclopediei Republicii Moldova, ca și alte acțiuni. Prin hotărârile comune ale Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe și Consiliul Național pentru Atestare și Acreditare, au fost aprobate rezultatele examinării revistelor științifice monitorizate de către Comisia Comună. Astfel, a fost prelungit statutul de publicație științifică pentru câteva reviste, a fost acordat pentru o perioadă de 6 luni pentru statutul de tip revistă științifică de tip C pentru revista Istorie, Cultură, Societate, dar în același timp, din cauza neconformării cerințelor regulamentului de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, din lista revistelor de tipul B și C au fost excluse titlurile de reviste enunțate pe ecran.
Dacă vorbim despre organizarea concursurilor de proiecte științifice care au ca scop asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare bugetare, la fel ca și în anii precedenți, în 2016, Consiliul Suprem a examinat și aprobat peste 20 de hotărâri cu privire la aceste concursuri, la care au participat diferite instituții. La concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale au fost depuse 14 propuneri de proiecte, toate aprobate pentru finanțare. Menționăm că din acestea 9 vin de la membri instituționali și 5 de la membri de profil, cifră care este exact inversă față de anul 2015. La concursul proiectelor pentru editarea monografiilor au fost susținute pentru finanțare 18 propuneri de proiecte, dintre care 4 propuneri vin de la instituțiile din subordinea Academiei de Științe și 14 propuneri de la instituțiile din subordinea Ministerilor de Resort. Menționăm că acest concurs a înregistrat cu 8 proiecte mai mult față de anul 2015. Domnul președinte, am activitatea financiară mai departe. La concursul proiectelor din cadrul programelor de stat au participat 18 organizații acreditate în sfera științei și inovării, cu 18 propuneri de proiecte, suma totală solicitată fiind de 5 milioane și jumate. În cadrul concursului proiectelor independente pentru tinerii cercetători au fost depuse 28 de propuneri de proiecte, dintre care 13 propuneri înaintate de instituțiile din subordinea Academiei de Științe și 15 propuneri de instituții din subordinea Ministerilor de Resort. Pentru finanțare au fost acceptate 15 propuneri de proiecte. Amintim audienței că începând cu ianuarie 2016 în țară a fost implementat un nou sistem de finanțare și o clasificație bugetară nouă. În corespundere cu respectivul sistem, alocațiile financiare pentru domeniul științei au fost distribuite conform rezultatelor concursurilor precedente de proiecte de cercetare prin autoritățile publice fondatoare ale instituțiilor de cercetare. Astfel, conform legii bugetului de stat pentru anul 2016, pentru sectorul știință și inovare au fost prevăzute alocații în volum total de 467 milioane lei, dintre care pentru organizațiile din cadrul Academiei de Științe 315 milioane lei, Ministerile de Ramură 146 milioane lei și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare 5,5 milioane lei. Pe parcursul anului de gestiune, volumul alocațiilor pentru sectorul știință și inovare a fost micșorat cu 18,3 milioane lei, inclusiv pentru organizații din cadrul Academiei de Științe, cu circa 16 milioane lei. Ne subliniat că în anul 2016, comparativ cu 2015, cheltuielile din resurse generale și venituri colectate interne au crescut nesemnificativ, doar cu 0,3 milioane lei față de anul 2015. Aceasta este repartizarea financiară pe direcții strategice, bineînțeles că se remarcă materiale, tehnologii și produse inovative, care cuprinde cel mai mare volum de finanțare, circa 33%. Conform legii bugetului, spuneam că Academia de Știință a beneficiat de un buget de în sumă de 315,8 milioane lei, inclusiv 242,8 milioane lei cheltuieli pentru resurse generale, 21,7 milioane lei cheltuieli din venituri colectate și 51 milioane lei cheltuieli din resurse ale proiectelor finanțate din sursele externe. Totodată, pentru sectorul educație, liceu, academie și universitate, au fost prevăzute 21 aproximativ milioane lei, iar per total finanțarea Academiei de Știință raportată la finanțarea întregului domeniu al cercetării constituie 64%. Rețin atenția dumneavoastră asupra cifrelor la compartimentul resurse ale cheltuielilor finanțate din surse externe. Cu cifră roșie este cifra Academiei de Știință, cea albastră în paranteze reprezentând totalul de mijloace financiare atrase în sfera cercetării inovării în țară. Astfel rezultă că marea parte a responsabilității vis-a-vis de finanțare din sursele externe a științei în țară revine Academiei de Științe și instituțiile subordonate atât în ce privește planificarea cât și executarea. Din volumul total al cheltuielilor executate în anul 2016 în organizații din cadrul Academiei de Științe, sub aspect economic, cea mai mare pondere îi revin compartimentului cheltuieli de personal. Circa 67% de lei merg la salarizarea personalului. Urmează servicii energetice și comunale, servicii de locațiune și așa mai departe, care constituie foarte puțin din cifra totală. Am remarcat o cifră în această tabelă, este vorba despre deplasări, planificat sau executat din bugetul de stat în volum de 3,3 milioane. Am plasat cu cifră verde 7,32 milioane, cifra care a fost atrasă din alte surse, ceea ce reprezintă de peste două ori mai mult decât
cifra alocată bugetar, dar ceea ce demonstrează că în interiorul instituțiilor Academiei de Științe există o mobilitate destul de bună, dar nu întotdeauna cu efecte pozitive, imediat am să vă arăt despre ce e vorba. Analiza salariului mediu lunar pentru cercetători științifici angajați în instituțiile de cercetare subordonate Academiei de Științe, fără personalul administrativ și auxiliar, denotă faptul că acesta variază de la 3.700 de lei la Institutul Patrimoniu Cultural, care reprezintă și cea mai mică valoare, la 6.142 de lei, care reprezintă Institutul de Istorie al Academiei de Științe cu cea mai mare valoare. Amintim că valoarea medie a salariului per institut Academiei de Științe este de 4.621 lei. Respectiva variație este determinată în primul rând de categoriile de cercetători științifici angajați, dar se remarcă faptul și că institutele, pornind de la necesitățile financiare indispensabile, păstrează pentru fondul de premiere o valoare diferită. De la 1,7 salarii, cea mai mică valoare, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, până la 3,72 salarii, cea mai mare valoare, Grădina Botanică Institut. Amintesc, conform hotărârii Guvern 48, instituții din sfera cercetării au dreptul la un fond de premiere alcătuit din până la 4 salarii lunare. Cel mai mare volum de alocații executat în 2016 în organizații din cadrul Academiei de Științe, pe toate direcțiile strategice, se atestă pentru cercetări științifice instituționale, cu un total de 178 milioane de lei. În acest context, proiectele de inovare și transfer tehnologic au fost finanțate doar în volum de 5,8 milioane lei, cifră infimă care poate cu greu să mențină un ritm de inovare și implementare a inovațiilor. Un rol important în activitatea științifică a organizațiilor din cadrul Academiei de Științe ocupă proiectele finanțate din surse externe, care oferă oportunitatea încadrării internaționale a capacităților naționale în domeniul cercetării și dezvoltării. Pe parcursul anului 2016 au derulat 45 de proiecte finanțate din surse externe, inclusiv program cadru 7, 6 proiecte, programul suport pentru cooperarea științifică și tehnică 21 de proiecte, programul cadru UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020 18 proiecte și ceva a rămas programul din program comun Bazinul Mării Negre 2007-2013. Prezentăm o succintă informație asupra felului în care a fost cheltuit grantul acordat Academiei de Științe de către Comisia Europeană pentru acțiuni de suport pentru cooperarea științifică și tehnică perioada 2015-16 și amintim că acest grant a fost negociat de către conducerea Academiei de Științe, gestionat în comun cu Centrul Proiect Internațional al Academiei de Științe, dar de sursele financiare disponibile în acest grant a beneficiat întreaga comunitate științifică din țară. Astfel, prin acest grant a fost sprijinită participarea reprezentanților și experților naționali în comitetele strategice și în grupurile de lucru ale programului cadru de cercetare, au fost finanțate diferite tipuri de deplasări legate de inițierea, scrierea, promovarea propunerilor de proiecte pentru a concura în concursurile europene de cercetare, crearea consorțiilor de cercetare. În total au fost susținute financiar 154 de proiecte de mobilitate. Au fost organizate 15 traininguri pentru cercetători și alți angajați pe varia teme, datoare legate de scrierea proiectelor, administrarea lor financiară și logistică, raportarea și documentarea lucrărilor, drepturi de proprietate intelectuală și conexie, de subliniat că la aceste seminare instructive au participat atât angajați din instituțiile de cercetare, cât și din organizații mici și mijlocii, Ministerie de Profil, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, astfel ca întreaga societate să cunoască pe larg activitățile impuse de granturile europene. Din același grant au fost susținute financiar cu circa 500.000 lei fiecare, 12 centre de excelență, care urmau să stabilească conexiuni cu alte centre europene și să dezvolte împreună propuneri de proiecte. Astfel, la momentul acesta, se numără 14 propuneri înaintate, depuse în concursurile europene și aceasta înseamnă că fiecare centru de excelență a propus cel puțin un proiect. Și aceste realizări financiare și științifice pe care au fost menționate în rapoartele anterioare, le îndeplinesc 3.029 de cercetători științifici fixați la data din 1 ianuarie, dintre care 383 doctori habilitați și 1.307 doctori în științe. Vreau să spun că cifra, cota tinerilor cercetători până la 35 de ani, anul 2016 a reprezentat 24,3% din numărul total al cercetătorilor, ceea ce înseamnă cu 2,7% mai puțin față de anul 2015, cifră care îngrijorează. Și, tradițional, personalul din sistem cercetare în tabele și vârste medie atrag atenție la vârsta, la numărul și vârsta cancenilor. Observați că din an în an vârsta se mărește cu un an. Dacă în 2015 vârsta medie a cancenilor era circa 72 de ani, acum vine peste 74 de ani.
inclusiv avem o scădere semnificativă, pentru că vorbeam despre scăderea numărului tinerilor care sunt angajați la moment cercetător, avem o scădere cu 59 de persoane la programele de studii doctorale, lucru care iarăși va avea consecințe pe parcurs. În ce privește provocările, nu sunt foarte diferite de cele care au fost enunțate în rapoartele anterioare. Vreau să atrag atenția asupra unui deziderat pe care și-l asumă comunitatea în 2017 și anii vin. Este vorba despre implementarea acțiunilor care țin de politicile științei deschise și ale specializării inteligente, pentru că acestea sunt ultimele cerințe pe care le înaintează comunitatea europeană. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, doamna secretar general, pentru o prezentare destul de profundă și destul de așa logic s-a legat totul. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Acancian Tăderaș. Imediat vă spun, există o mică valorificație în aproximativ de 98% și interesant este că nu au fost valorificate circa 2 milioane la categoria salarii. Acelea și-au intrat în cele 2%. Bine, alte întrebări? Da, poftim, domnul Căcean. Nu-s. Conform datelor. Sunt eu milionar. Mai avem până la milionari. Da, vă mulțumesc. Alte întrebări nu sunt? Deci, în ce privește propunerea de aprobare, cine pentru a aproba raportul economic-financiar, vă rog să votați. Mulțumesc, împotrivă, abține unanim. Acum, stimați colegi, noi lucrăm cu dumneavoastră două ore și... Este trei? La două. Una, două ore. Două ore și 40. Nu mă speriați. Două ore și 40. Noi avem scris aici 6 persoane pentru luări de cuvânt și ea că l-am inclus pe domnul Acacian Postolate. Deci, eu vă propun ca, așa cum le-am înțeles de la început, cine vorbește pentru ca să vină cu niște propuneri. Pentru că descrie iarăși rezultatele s-au vorbit de către coordonatori. De acord, da? Începem. Deschidem... Deci, luare de cuvânt. Cuvântul se oferă domnul Acancian Teodor Furdui până la 3, de la 3 până la 5 minute. Da? Domnul Acancian? Dumneavoastră a spus că vreți să vorbiți, sau nu? Nu, eu am vorbit cu dumneavoastră, dar n-am primit consimțământul că dumneavoastră ați venit cu inițiativa apelului. Dar vreți să vorbiți sau nu? Poftim. Mulțumați membrii ai Academiei și mulțumați membrii ai Asambleei de Știință a Moldovei. Vin la această tribună atât de prestigioasă în lume științifică, fiind plin de amăriciune, de tristețe, cu o senzație de durere sufletească cauzată de mai multe pricini. În ultimul timp, așa evoluează lucrurile privind guvernarea științei naționale, că oamenii de știință, în anturajul de asamblee, cu așa misiune, cu un așa scop nobil de a se autoorganiza la nivel național în plan de a consolida forțele intelectuale ale țării într-o rezolvare a problemelor științifice strigente în economie, agricultură, medicină și tehnică și celor cu caracter pur social, se convoacă ultima dată. Conform noului proiect de administrare a științei, Asambleea Oamenilor de Știință rămâne în istorie ca un fost eveniment. Se săvârșește o greșeală colosală cu consecințe ce vor duce la degradarea științei autohtone, indiferent de domeniile concrete. Se știe că dacă dorești să distrugi o societate, apoi, cea mai efectivă cale este de a o destrăma, bifurca, fracționa, diviza. În rezultat la ce? Și în știință se va crea o situație analogică ca cea și din țară. Lipsa conlucrării dintre președinție, parlament și guvern, ce se răsfrânge negativ asupra rezolvării problemelor țării.
Asambleea și fostul sistem de administrare a științei autohtone au demonstrat eficacitatea lor în dezvoltarea științei autohtone, despre ce au menționat nu odată și experții europeni. Cu regret, nici eu, nici experții europeni n-au fost auziți. Mi se creează impresia că la noi în țară, principala activitate la diverse niveluri administrative constă de a face reforme, fără a determina necesitatea, eficacitatea și consecințele acestora comparativ cu sistemele existente. Sunt stăpânit de sentimente triste și neîncredere în ziua de mâine a științei autohtone și din cauza atitudinei neobiective, adeseori chiar negative, a unor guvernanți față de știință, precum și de multiplele acțiuni provocatoare, agresive și prejudicesc integritatea Academiei și a științei autohtone, întreprinse în mass media, ce dezorganizează activitatea oamenilor de știință și discreditează Academia și conducerea ei. S-a ajuns la starea când se fac aluzii răutăcioase, calomnioase, insinuări periodice în adresa președintelui Academiei și a altor membri ai Academiei. O lună în urmă, în lipsa președintelui la locuri de lucru, prin vicepreședintele academicianul Tighineanu, împreună cu academicianul Cimpoi și cu mine, au ieșit cu o explicație în volum de o pătrime de pagină prezentată pe site-ul Academiei, în care se informa societatea referitor la situația ce s-a creat după expirarea termenului legal al activității Asambleei. Toți autorii, printr-o scrisoare anonimă, au fost ofensați, insultați. Eu personal am fost învinuit agresiv, ducând în eroare societatea, că activitatea mea obștească de președintea Sfatului Academicienilor este remunerată și nu are bază juridică. Ca specialist în psihosanocreatologie, mi se creează impresia că suntem martori la un fenomen psihic ce se manifestă prin dereglări ale sănătății psihice cu caracter psihopat-paranoic. Toate acestea sunt minciuni, bădărâni, grosolănie. Această încercare de a denigra persoanele ce și-au adus un aport suficient în dezvoltarea științei m-a și determinat de a mă adresa către toți care, într-adevăr, fac știință și cunosc atitudinea unor guvernanți față de știință, să ne consolidăm, să ne susținem unul pe altul în scopul nobil de a dezvolta știința autohtonă și de a manifesta o atitudine binevoitoare față de mediul academic. Cele menționate nici de cum nu mărturisesc că în situația creată o vină oricare o are și conducerea Academiei, care nu întotdeauna ține cont și de opinia membrilor Academiei. Referitor la activitatea științifică din anul 2016, sunt sigur că instituțiile științifice au realizat un volum esențial de studii, au obținut rezultate fundamentale și practice noi în vederea în diverse domenii științifici, ceea ce reiese din rapoartele academicienilor coordonatori. Atât în Academie cât și în instituțiile ministerilor, instituțiilor de învățământ, deși finanțarea științei și remunerarea oamenilor de știință se află la un nivel critic, insuficient, colaboratorii acestor manifestă un devotament deosebit față de știință, conștientizând că știința este factorul determinator în dezvoltarea țării, pentru ce consider de datoria mea ca membru al Academiei și președintea Sfatului Academicienilor să-i exprim cele mai sincere sentimente de recunoștință.
Ca și anii precedenți, am activat cu succes și colaboratorii Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie. Institutul a întreprins și va întreprinde eforturi în dezvoltarea noii științe sanocreatologie fondate aici în Academie. În anul de dare de seamă, Institutul a activat în cadrul psihosanocreatologiei un domeniu nou al sanocreatologiei care are ca scop elaborarea teoriei și practicii formării și menținerii deja de sănătății psihice. Au fost introduse noi noțiuni în știință, elaborate noi concepte, revizuite abordările existente în psihologie și neuroștiință. A fost elaborat și publicat primul volum al tratatului Bazele științifice și practice ale sanocreatologiei, în care se elucidează problema sănătății și căile de soluționare. Cu deosebită plăcere doresc să menționez că sanocreatologia, în special psihosanocreatologia, continuă tot mai mult și mai mult să fie recunoscută pe plan internațional. Institutul, repetat, este invitat de a ține discursuri plenare la Congresul Internațional Interdisciplinar Neuroștiință pentru Medicină și Psihologie și la Congresele Fiziologie din statele CSI. O altă dovadă de recunoaștere a rezultatelor științifice obținute în cadrul psihosanocreatologiei prezintă și participarea Institutului în calitate de coorganizator al Congresului Internațional Interdisciplinar Neuroștiință pentru Medicină și Psihologie. În același timp, sunt nevoit să accentuez că finanțarea Institutului este la un nivel insuficient, deși este preocupat cu rezolvarea unei din cele mai alarmante probleme de pe mapa mond, problema sănătății, de care depinde viitorul societății, ce îi atribuie Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie statutul de instituție unică. Vă mulțumesc de atenție! Vă mulțumesc, doamna Crâncean. Dar capelul, poate. Nu, dacă doriți, doamna Crâncean propune deodată și apelul său. Dacă comisia s-a întrunit, a hotărât, îi oferim cuvântul. Poftim, doamna Crâncean. Apelul este adresat excelențelor Candu, Dodon și Filip. Apel a membrilor Asambleei Academiei de Știință Moldovei. Întruniți în cadrul ședinței Asambleei Academiei de Știință Moldovei, forului reprezentativ suprem al comunității științifice din Republică, adresăm conducerii țării un mesaj cu speranță că vom găsi înțelegerea și sprijinul necesar. În condițiile când importanța științei pentru dezvoltarea societății este recunoscut drept o axiomă incontestabilă a dezvoltării societății, când știința reprezintă un reper social relevant, iar gradul de avansare a nivelului cunoașterii a devenit un factor determinant pentru evoluția societății, grija pentru dezvoltarea adecvată a sferii cercetării, dezvoltării, necesită să constituie o preocupare constantă a guvernării, inclusiv prin sprijinul acordat de guvern, desfășurării cercetărilor și sporirea volumului finanțării alocate pentru sfera științei și inovării, precum și prin susținerea și încurajarea oamenilor de știință. În cadrul Uniunii Europene, promovarea cercetării dezvoltării este considerată un obiectiv cu impact major pentru succesul celorlalte domenii de activitate socială. Ca obiectiv, la nivelul european, s-a propus alocarea pentru sfera cercetare-dezvoltare a numai puțin de 3% din PIB. Academiei de Știință a Moldovei, cu participarea largă a mediului universitar, inclusiv a Consiliului Rectorilor, a elaborat proiectul legii pentru modificarea și completarea codului cu privire la știință și inovare. Scopul proiectului de lege este racordarea sistemului de administrare
ale domeniilor cercetării, dezvoltării și inovării, transferul tehnologic, la rigorile spațiului european de cercetare, precum și eficientizarea performanței științifice a țării, asigurând totodată menținerea și consolidarea capacităților fizice, intelectuale, umane și tehnologice ale Sistemului Național de Cercetare și Dezvoltare, sporirea volumului alocațiilor bugetare destinate domeniilor cercetare, dezvoltare și inovare. Având în vedere transmiterea competențelor de elaborare a politicilor pentru domeniul cercetare și dezvoltare guvernului, considerăm necesară menținerea rolului Academiei ca instituție publică de interes național în sistemul de cercetare și dezvoltare prin prisma consolidării autonomiei instituționale și fortificarea capacităților de a realiza activități de cercetare și inovare, dar și de a promova excelența științifică. În acest context, solicităm susținerea Academiei, instituțiilor de învățământ și științifice din țară în legătură cu reformarea organizării și administrării sferii cercetării și dezvoltării. Milităm pentru o atitudine chipzuită și echilibrată față de aspirațiile oamenilor de știință, pledăm pentru o finanțare adecvată a științei în scopul îndeplinirii misiunii de pilon a prosperării țării. Confirmăm poziția fermă a comunității științifice de a depune toate eforturile pentru acordarea suportului științific în rezolvarea problemelor ce stau în fața țării. Atât. Mulțumesc, doamna Cancean. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă sunt întrebări către doamna Cancean, că el a fost liderul acestei grupe. Nu. Dacă sunt ceva propuneri pentru a adăuga sau cineva nu de acord. Eu cred că în apelul ăsta nu mai... Da, o să ținem cont. O să ținem cont. Eu cred că noi putem să facem o adresare. Noi am alocat. Bine, vă mulțumesc. Încă ce propune sunt? Da, domnul președinte, propunerea domnului academician să fie examinată... Nu, e separat. Eu nu pot să intre aici. Da, eu am spus numai ce. Asta e separat și noi o să facem. Asta am în vedere. Foarte bine. Separat examinată. De acord. Și de ieșit special cu o adresare la guvernul Rapcea. Domnul Cătimician, eu vreau să propun ca printr-un abzaț în final să introducem și o propunere. Să nu se repete greșeala care s-a comis cu Institutele Ramurale. Cumva acolo din... Reformarea care au făcut-o din 2008 până în prezent, la noi toate guvernele au făcut reformări. Și optimizări, inclusiv. Și de ce eu vreau ca să includem, pur și simplu, pe baza Institutelor Ramurale, noi avem practică. Și aici am căpătat la ziua de azi. Institutele distruse, patrimoniul vândut, furat. Atâta e ușor. Domnul Cancean, poftim. Domn profesor, eu cred că chiar și... Dați mai aproape microfonul, că nu se aude. Este loc acolo unde vorbim despre reformare. Vă rog microfonul mai aproape. Despre restructurare, acolo de găsit locul... Să accepte propunerea dumneavoastră, într-adevăr, undeva acolo o să fie, pentru ca reforma care se preconizează să nu repete acele gafe sau greșeli care... precedente. Încă ce propuneri? Da, doamnă Cancean? Eu am acestei adresări care au prezentat-o domnul Cancean, este încă de lucrat.
Și de ce toate institutele, directorii, vice sau șefi de laboratoare, să vină încă cu careva propuneri concrete și aici președintele cu echipa lui și împreună cu academicianul să definitiveze, să o aducă, să fie cât mai, mai convingătoare și să corespundă într-adevăr cerințelor abordate de colegii din alte din toate instituțiile Academiei de Științe. Acum ea aici putem să stăm încă tare mult și în zadar, fiindcă este, baza este și acum trebuie de definitivat. Mulțumesc. Domnul Cancian. Eu vreau să vă spun așa o chestiune. Propunerea este bună, dar noi, din păcate, nu putem să mergem pe calea aceasta. Noi putem să facem unele schimbări. Noi acum trebuie să o votăm. Dacă noi nu votăm, săptămâna următoare se începe reforma. Vine la guvern și dacă nu o să fie mesajul nostru, vreau să vă spun că nu știu în ce măsură noi o să reușim totuși acolo să ținem piept. Asta e o chestiune care vine de la grupa de inițiativă și eu propun ca noi totuși să o votăm. Dacă e necesar acolo unei redactări gramaticale sau așa în parte, noi putem să o facem. Dar, da. Da. De acord, de acord. Mai sunt alte propuneri? Cine pentru ca să susținem acest apel? Vă rog să votați. Împotrivă? S-a abținut? Unanim. Vă mulțumesc. Deci continuăm luările de cuvânt. Deci se invită domnul rector Gajem. Domn profesor Gajem, rector la Universitatea din Bălți. Onorat prezidium, distins public, domnul președinte a propus celui care va vorbi 3 minute, și se va spune mulțumesc. Eu propun să nu vorbesc deloc, să-mi spuneți de 3 ori mulțumesc. Va fi mai repede. Deci, sigur, m-am înscris pentru că am vrut să vorbesc despre nechișinăuieni și despre nechișinău, că există Chișinău, și există restul. Noi suntem restul. Eu vorbesc la figurat, desigur. Vă rog să mă înțelegeți corect. Și am vrut să vorbesc despre universități, despre dezvoltarea lor, fără știință nu au viitor. Cândva universitățile, institutele pedagogice, cum se mai numeau diferit, se țineau pe activitatea educațională, didactică. Pregăteau specialiști în diferite domenii. Acum doar lucrul acesta nu poate asigura existența unei universități fără dezvoltare științifică. Pentru că copiii în țară avem mai puțini, se micșorează dramatic numărul de candidați la admitere, ce avem astăzi, știm foarte bine, noi citim în presă, câți vor ieși la BAC și cât vor susține anul ăsta la 30 ceva de universități din Moldova. Se așteaptă reforma universităților, noi nu știm care sunt rezultatele, se vorbesc despre niște optimizări și alte cuvinte de genul, care vor fi acestea? Nu știm. Deci se demolează ceva, dar nu avem proiectul unei noi case. Bineînțeles că înainte de a construi ceva trebuie să ai proiect și pe urmă distrugi casa veche. Noi nu avem. Eu nu văd ca rector și nu vedem colegii noștri. Eu aș propune așa tot sub formă de glumă sau metaforic, să fondăm un institut al optimismului, pentru că noi suntem total în dezamăgire, în deziluzie și în pesimism. Eu vorbesc de societate. Și tot astăzi am vrut să vorbesc despre științele umanistice, în primul rând, pentru că este la modul direct legat de problematica care s-a discutat aici, începând cu medicina, ingineria și așa mai departe, domeniul real, științe exacte, dar domeniul științelor umanistice, care rezultatul urmărit nu este acel care trebuie să fie urmărit. Pentru că în științele exacte se cere un rezultat concret, un aparat, un mecanism, un soi de grâu și așa mai departe. Ce urmărim noi în științele umanistice? O carte. De parcă cartea despre grâu ar putea să înlocuiască grâul. Deci e vorba de om, de formarea omului. Noi nu avem grijă de lucrul acesta. Deci aș propune formarea sau fondarea unui institut al omului, sau mai bine zis al minții omului, pentru că totul pornește de la minte și se întoarce la minte.
Poporul care eu, iarăși sub formă metaforică, aș zice, trebuie să-i conferim titlul onorific de academician, cu toată înțelepciunea lui pe care o are. Pentru că poporul are două adresări către Dumnezeu. Dă, Doamne, ploaie pentru pânica aceea de toate zilele, și a doua, dă, Doamne, minte. Păi iată, pentru dă, Doamne, ploaie și pentru asigurarea condiției noastre fizice, pentru alimentare, pentru medicină, mulțumim specialiștilor, ne închinăm în fața acestor specialiști care ne întrețin sănătatea și care ne întrețin condiția fizică prin toate rezultatele care au fost aici și confortul fizic, prin, eu știu, mașini mai performante, am în vedere, și așa mai departe. Dar când vom avea grijă de mintea noastră cea de toate zilele? Și cine se ocupă de lucrul acesta? Noi, ceea ce am vorbit aici, eu vorbesc din perspectiva concepției mele. S-au vorbit lucruri foarte importante, ar părea că fundamentale, dar despre problema fundamentală nu s-a vorbit. Aceasta e problema omului, stimați colegi. Noi mergem în declinare rapidă în ceea ce privește mentalitatea umană în societatea noastră. Și toate problemele care există, eu personal le văd din acest punct de vedere, având o experiență de toată viața în domeniul educațional, în domeniul culturii și în domeniul artei. Pentru că cultura, da, noi avem nevoie de Academie de Științe. Imaginați-vă o societate, o țară fără Academie de Științe. E decapitată total. Și imaginați-vă o țară, de exemplu, fără teatru de operă și balet. Inima, nu-i. Am fost aseară la Butuceni, am fost la Carmen, era arhiplin acolo, stătea lumea pe plaie, pe paie până seara târziu și privea muzică clasică. Pentru că cultura nu este în instituții, da, de la ele se pornește. Cultura nu-i teatru, cultura nu-i bibliotecă și cultura nu-i altceva, muzeu. Cultura este domeniul mental, dar nu domeniul instituțional. Ca să închei, propun această variantă, să avem grijă de omul nostru, așa cum zice poporul, dă, Doamne, minte, și Academia de Știință, dacă își pune probleme fundamentale în societate și dorește să salveze societatea, așa cum spun domnii academicieni, domnul Furdui și toți ceilalți, atunci eu cred că aici este cheia. Este o părere personală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule rector, pentru o prezentare foarte așa profundă. Cuvântul se oferă domnului membru corespondent Viorel Prisacari. Stimate domnule președinte a Academiei de Știință a Moldovei, stimați membri, academicieni și membri corespondenți, nu mă refer la oaspeți, fiindcă, după câte am observat, toți au dispărut, dar mă aranja în nume ca cei ce vreau să spun azi, ca să fie prezenți aici oaspeții noștri, guvernanții, cei de la guvern, cei de la parlament, fiindcă pe lângă cota parte foarte mică a produsului intern brut care revine azi științei la noi în țară, 0,3%, dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta, dacă mergem mai departe, mergem spre faliment complet al științei. O altă problemă care doare comunitatea științifică sunt salariile, puțin spun modeste, ale cercetătorilor științifici. Despre aceasta am mai vorbit la ședința trecută, în ziua științei, când am vorbit că nu prea văd mari bucurii pe fețele noastre, mai ales la cei din laboratoare și în special că n-au motive, deoarece salariile lor sunt foarte mici și dacă noi îi pierdem în toată ziua, aici s-a vorbit deja câte procente am pierdut și anul trecut, principalul este că nu avem motivații pentru a angaja la lucru tinerii cercetători. După aceea a fost de către președintele Academiei de Știință a fost emisă o dispoziție de formare a unui grup de lucru în sarcina cărui era examinarea hotărârii Guvernului numărul 47 din 12.01.2007 privitor la
salarizarea angajaților organizați cu, din sfera științei și elaborarea și prezentarea propunerilor de modificare și a salarizării angajaților din sfera științei. Comisia a lucrat câteva luni asupra acestui obiectiv. Am studiat, vedeți aici, dumneavoastră, mai multe acte legislative, normative, care se referă la salarizarea sferei științei și inovării. Nu, și în primul rând este vorba de codul cu privire la știință și inovare, codul educației din 2014, hotărârea guvernului 47, e clar, și multe acte legislative și multe alte acte normative și legislative. Și iată ce am observat, un lucru foarte important, adică care poate servi ca prima propunere pentru îmbunătățirea salarizării, remunerării oamenilor de știință. În codul educației din 2014, în articolul 118, în punctul 2 al acestui articol, care stipulează angajarea prin cumul a personalului didactic, științifico-didactic și științific, se realizează în baza echivalării funcțiilor după cum urmează. Funcția de cercetător științific se echivalează cu funcția de asistent universitar. Funcția de cercetător științific coordonator se echivalează cu funcția de conferențiar universitar și viceversa. Funcția de cercetător științific principal se echivalează cu funcția de profesor universitar și viceversa. Și atunci am ajuns la o concluzie. Dacă legea prevede echivalarea acestor funcții, legea ar trebui să prevadă și echivalarea salariilor. Însă, în realitate, se întâmplă cu totul altceva. Iată acestea sunt salariile oamenilor de știință, care intră între categoriile 13 și 21 și începe la 1830 de lei, termină cu 2400 de lei pentru cercetătorul științific principal. Salariile de bază, ultimele, cu coeficientul 1,5, de acum eu spun iar primele, se arată aici primul rând mare, astea sunt primele care au fost, acum coeficientul 1000. Ceea ce înseamnă că primele categorii, 13, 14, 15, acum putem să ocoti 16 chiar, salariul de bază sau de funcție a cercetătorului științific este mult mai mic decât ăsta, nu salariul, dar zic că nu salariul de pensie. Nu. Nu mai zic. Decât minimum de existență. Domnul director, vă mulțumesc. Decât minimum de existență, care e 1900, azi 20 de lei, 2016, nu vorbesc 2017. Adică cercetătorii științifici, salariul lor de bază, mai ales la și începători care n-au grade științifice, înseamnă că ei primesc un salariu mult mai mic decât minimul existenț de viață. Dar minimul existenț de viață ce înseamnă? Asta să nu mori de foame. Nu mai vorbesc să-ți procuri ceva sau altceva. Mai mult ca atât, între cercetătorul științific stagiar și cercetătorul științific principal, undeva e 400 de lei, asta e diferența. Deci, picând corpul profesoral didactic sau didactic științific, cum se mai numește, au salariile de bază de funcții stabilite, fără categorie, uitați-vă, de la 2955 socotit, de la 3000 până la 4030, ce înseamnă de două ori mai mare decât ai cercetătorilor științifici. Noi întâi am ajuns la o concluzie să propunem o variantă ca coeficientul să mărească coeficientul de calcoreal, nu 1,5, dar 2, tot una cu mult mai mici. 2,5, de-abia îi ajungem pe corpul profesoral didactic. Deci o variantă este de a echivala salariile noastre cercetătorilor științific cu cei al corpului profesoral didactic, deși se echivalează funcțiile. A doua variantă propune Institutul de Economie, a doua variantă, care esența constă că să nu reieșim salariile de bază să le calculez din cei 1000 de lei care
din care se calculează categoriile, cea mie de lei care au fost propus în vreo 20 de ani în urmă. Tot schimbă, dar noi tot din 1.000 de lei ne calculează salariile. Deci, dar să ne calculeze salarii cel puțin din minimum de existență despre care am vorbit. De la minimum de existență pornit, iartă aici să mulțați coeficientul cel care la știință, 1,5. Și atunci, iată, primim aici, vedeți dumneavoastră, salariile de bază care sunt de la 3.600 pentru cercetătorul științific până la 4.600 pentru cercetătorul științific principal. Nu e atât de mare, dar în orice caz se echivalează în cazul de față, iar din nou, cu salariile corpului didactico-științific sau profesoral-didactic, în cazul de față. Iată, mai este un element foarte interesant. Am luat, uitați să vedeți aici, dumneavoastră puteți să vedeți, salariile medii pe toate instituțiile academice, care de la 3.000 și ceva până la 5.000 și ceva, în medii prima sus, în medii 4.600, asta e salariul mediu a cercetătorului științific, științific pe Academie în Diopște. Da. Ceea ce înseamnă că e mai mic salariul mediu, aici intră de la cercetător științific până la academician toți, da? Ceea ce înseamnă că el este mai mic cu 1.000 de lei decât salariul mediu pe țară. Adică la știință, care este socoate fruntea societății, primește un salariu mediu cu 1.000 de lei mai mic decât salariul mediu pe țară. Asta e. Iată, nu a chiar și la unele instituții, la, presupunem mai încoace, la Universitatea de Medicină, dacă este aici, nu știu, dar uitați-vă ce se întâmplă, iată aici aparte, apare Universitatea de Medicină, vedeți, mic, 4.400 de lei. Acolo care mulți lucrează în laboratoare, pe lângă clinici, care pe lângă știință, fac consulting-uri foarte serioase, operații, tratamente și așa mai departe, 4.400 de lei, salariu mediu în medicină. Dar uitați, s-au luat pe unele institute, în Diopște nu-ți vine a crede acest lucru, așa ceva poate fi. În institute de neurologie și neurochirurgie, vă închipuiți ce înseamnă neurochirurgia. Salariul mediu a cercetătorilor științific e 3.800 de lei, pe când a unui medic de rând e 5.600 de lei, adică aproape de două ori mai mare. Dar principalul nici aia asta nu. Mă impresionează altceva. Salariul cercetătorilor științific e mai mic, media e mai mic decât asistentelor medicale. Asistentele medicale 4.200 e salariul medic, a cercetătorilor științific e 3.800. Iată eu alt exemplu, presupunem Institutul de Oncologie. Cel mai este aici domnul academician Țibârnă ca martor și unde cel mai greu aș spune din punct de vedere medical institut. Salariul medic a unui cercetător științific, iar din nou la cercetător până la profesor, până la cercetător științific principal, e 4.800 de lei. Pe când a unui medic de rând, e 7.400 de lei. Adică unul cercetător științific e două ori mai mic decât unui medic de rând. Uitați-vă jos, scriu că toți cercetătorii științifici până la profesori se roagă ca să fie transferat să lucreze ca medic simplu, numai să nu lucreze ca cercetător științific. De rând. Mai departe, ei sunt 20% în Institutul de Oncologie cercetător științific. Dar fac operații de două ori mai mult decât și 80% medii de acum 11 minute. Da, gata, eu termin. Uite. Și mai departe merg, lăs într-o parte toate sex mai mărunte. Până la urmă, noi am făcut o informație față de Academie de Știință, am raportat și am raportat chiar și față de toți președinții sindicatelor de la Academie, de la institutele academice, am fost susținuți, am raportat și la Consiliul Rectorilor, deci fiindcă fiecare universitate are laboratoare și cercetători științifici, bineînțeles, au susținut, am raportat lucrurile astea, am argumentat și la Ministerul Muncii am fost, da? Nu ne-au rugat ca noi să mergem cu un demers din numele Academiei, domnul președinte a mers cu acest demers, mai mult ca atât chiar am propus un proiect de hotărâre a guvernului privitor la modificarea hotărârii de guvern 47, iată o vedeți aici, unii salariile de bază vin de la 364, cum am spus, până la 4.600 de lei. Mai mult ca atât, noi am spus că oamenii de știință suntem indulgenți și am propus ca nu dintr-o dată să mărească, poate că
pe etape, 4 ani în 4 ani, câte 25% să ajungem la salariile astea de bază și atunci lucrurile vor sta altfel. Spre regret, în loc să iei în vedere lucrurile astea, primim o scrisoare de la Ministerul Muncii, unde vedeți dumneavoastră aliniatul 2, conform articolul 25 al legii salarizării numărul 86 și așa mai departe, sistemul și condițiile generale de retribuire a muncii salariaților din sectorul bugetar se stabilesc prin lege, astfel condițiile de salarizare fiind stabilite prin lege, nu pot fi modificate prin hotărârea de guvern. Pe când, în același timp, azi guvernul, și este preocupat, s-a auzit de mai multe ori și la radio, azi mă foarte mult se mediatizează, cu perfectarea sistemului de salarizare în sistemul bugetar. Dar cu noi, oameni de știință, ce? Nu suntem din sistemul bugetar. De două emisiuni am ascultat la radio privitor la modificarea de salarizării în sistemul bugetar. Despre cine vreți acolo exemplu dat, despre învățători, despre oameni de cultură, despre cine vreți, numai nu despre oameni de știință. Da. Și atunci, cu regret, mai mult ca atât, această propunere care am făcut-o noi, ca să reieșim din minimum de existență, da? De acum mai departe, minimum de existență, de ce e bine că el se calculează în fiecare an și crește, da? Dar nu-i mie cei de lei care au rămas stârp până acum 20 de ani șede, da? Ca iată să reșim de minim de existență, azi la radio am ascultat dimineață, că se e ca una din propuneri de modificarea salariilor, adică propunerea noastră s-a luat în vedere, dar pe noi ne-au ignorat. Eu de ce mă adresez către dumneavoastră? Rămâne un singur lucru dacă ne fotbolești, așa aș spune eu la Parlament, și azi am crezut că va fi doar măcar domnul Hotineanu până la urmă să stea aici, da, ca să audă lucrurile astea, să mergem, domnule președinte, cu acest demers la Parlament, dar eu un lucru rog, că susținerea, iată, Asambleei, și să mergem din numele, dumneavoastră îi scris, dar din numele Asambleei a oamenilor de știință, fiindcă nu se mai poate. Una, doi, uitați, am o să deschis, adică discuțiile privitor la modalitatea, nu cât care primește, modalitatea de modificare a salarizării în sectorul bugetar. Eu v-aș ruga să participați la discuția asta toți. Nu face nimic un om. La toți de participat la discuția asta. Toți să scrie, toți să înscrie, toți să vorbească la radio și toți să întrebe de ce cercetători primesc așa de puțin salariu. Poate ori conștientiza lucrul ăsta. Altă ieșire eu nu văd. Mulțumesc. Deci, una, dacă susțineți, doi, să mergem și la Parlament, să vedem ce face Parlamentul, ne-a fotbolit la guvern sau nu, și doi, ca să luăm parte la discuțiile astea, altfel din situații lucrul ăsta, adică oamenii de știință, comunitatea de știință, privitor la remunerare, nu scotem. Vă mulțumesc mult. Nu vă mulțumesc, stimați colegi, aplaudăm. Eu vreau să vă spun și o chestie. Nu este inclus în ordine de zi, dar noi de mult lucrul ăsta îl facem cu domnul vicepreședinte. Mie mi se pare că propunerea dumnealui este pertinentă. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, într-adevăr, împreună cu o echipă, în frunte cu vicepreședintele, membru Consiliului Viorel Pristăcaru, s-a elaborat un concept de salarizare a oamenilor de știință. Și dumneavoastră ați văzut că comparativ cu unii, cu alții, cu cercetătorii dintre diferite ramuri, cu profesorii, cu alte categorii de cetățeni, eu vă propun ca noi cu dumneavoastră la Asamblee astăzi să considerăm această prezentare ca o chestiune în ordine de zi și să votăm, să acceptăm această concepție pentru ca să o promovăm la Parlament, la Comisia Parlamentară. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Vă mulțumesc pentru susținere, cred că împotrivă și abțineri nu sunt. Tot aici îl văd pe domnul președinte a sindicatelor, l-aș rugală ca dumnealui, pentru că ei au ascultat pe domnul Pristăcaru, l-aș rugală ca el, prin intermediul sindicatelor de ramură, educație și cercetării, să asculte chestia aceasta și să primim un sprijin și de la sindicat. Mulțumesc. Da? Nu, iată, dumnealui o să iei calcul. Bine, eu propun, eu vă rog că noi cam mult ne reținem, da, deci 3 minute, 3 minute. Domnul Camcean postulat, 3 minute,
problemă legată de tarife. Am uși tot asta. Deci el, dumnealui, tot a elaborat un concept legat de tarife, unde demonstrează tuturor că majorarea tarifelor mai mult de 10-50% o să aducă la micșorarea dezvoltării. Și, și aici terminăm. A se întreb, avem două doamne, să mă consult cu dumnealor. Poftim, пожалуйста. Уважаемые коллеги, господа, я продолжу разговор, который начал господин Сакарь. Где возможности повышения зарплаты? То, что Академии наук выделяют 0,3 от валового внутреннего продукта, 0,35, там неважно, это меньше, чем на экологические мероприятия в Республике Молдова. Хорошо это или плохо? Ну, там тоже нужны деньги. Но, в принципе, любые сегодня обращения в парламент с просьбой увеличить зарплату правительства, они наталкиваются на чрезвычайно такой однозначный ответ. Нет денег. А где же деньги? Есть производство, есть продукция, есть весь технологический цикл, есть реализация. А денег на зарплату нет. Так вот, оказывается, когда мы получаем уже зарплату и идем, так сказать, платить за наши за услуги, за коммунальные, за энергоресурсы и так далее, мы чувствуем, как, что такое инфляция. Но откуда она берется, эта инфляция? Она берется из-за нерегулируемых повышений тарифов на все энерго, другие услуги, коммунальные и так далее. Это на стадии конечного потребления. Это на стадии конечного потребления. Но вопросы тарифов и различных услуг, коммунальных в том числе, это более глубинные процессы на стадии производственных процессов. Когда производство продукции сталкивается с межотраслевым взаимным обращением услуг и оплату за это. Оказывается, из произведенной продукции больше половины съедают отрасли сами на организацию собственного производства. И любые повышения тарифов, которые осуществляются в производственной сфере, они бьют по отраслям, по экономике в первую очередь. И поэтому все то, что остается от валовой добавленной стоимости после выпуска, после ресурса, и то, что оказывается в валовом внутреннем продукте, это все остатки, потому что все основное съедено на стадии производства. А на стадии производства процессы происходят столь неуправляемые, столь, так сказать, неконтролируемые, и никто этим не занимается. Мы с этим столкнулись, я это авторитетно заявляю. Поэтому вопрос координации тарифов и макроэкономических показателей – это чрезвычайно серьезнейший вопрос. Нельзя сегодня, так сказать, в условиях под маркой рыночных отношений и приватных организаций, нельзя пускать все на самотек. Мы с Александром Николаевичем Стратаном взяли за эту нелегкую, так сказать, задачу. Каким образом скоординировать, каким образом установить потолок повышения тарифов, чтобы стабильно люди могли, так сказать, иметь социальные условия работы, и чтобы в целом макроэкономические показатели росли не в номинальном значении, в денежном, а в фактическом, в выражении продукции, в выражении объемов действительно валового продукта. Так вот, суть сводится к тому, что в республике не используются системы межотраслевых балансов. Институт экономики этим занимается, занимается сугубо частной задачей, решает. Их никто не сильно беспокоит. И в последнее время их вообще перестали, так сказать, ими перестали интересоваться. А ведь это же мощнейший инструмент, созданный, так сказать, умами экономистов, во главе которых был Леонтьев. Вы это знаете, теория, так сказать, да. Национальные счета сейчас заменили в какой-то мере межотраслевые балансы. Межотраслевые национальные счета увязывают экономические взаимоотношения между отраслями. Но бюро статистики, начиная с 2015 года, прекратило
публикацию, таблицы, где видно, какая отрасль, какой отрасли дала, оказала услуги, и кто сколько кому заплатил, и кто сколько, так сказать, воспользовался этим. На самом деле бесконтрольные процессы глубинные происходят в экономике, и тут Академия наук может, так сказать, взявшись за эту задачу, не только, вот, скажем, вот, мы вот с математиками тоже уже, так сказать, сотрудничаем, мы с Навал, так сказать, Эльвирой сотрудничаем, мы семинар вместе проводили, и с Александром Николаевичем два семинара провели, но сил маловато. На эту задачу, на эту проблему надо обратить самое серьезное внимание для того, чтобы взять в руки управление процессами в экономике. Спасибо. Они сегодня, к сожалению, идут так, как они идут, как нам рекомендуют, как нам советуют, да, как нам, так сказать, как нам условия ставят, и в результате чего, так сказать, мы вынуждены подчиниться и так далее. Нет, надо твердо в своем, как говорят, хозяйстве, четко экономическом разобраться и следовать логике, следовать принципам экономического стабильного развития экономики. Я благодарю президента за то, что он нас поддержал в части борьбы за сохранение ТЭЦ-1. Сегодня под ударом и разрушением была наша, так сказать, историческая и действующая, живая, с высоким КПД станция ТЭЦ-1. Ее хотели разрушить. Почему? Потому что так рекомендуют иностранные эксперты. А на самом деле эта станция нужна в энергетической безопасности, в экономическом смысле и во всех и других балансах. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо вам. Я выражаю большую тревогу. Спасибо вам. Mulțumesc, mulțumesc. Deci, stimați colegi, noi mai avem două doamne cu care eu personal am vorbit. Ele sunt candidate la membru Academiei. Și dacă dau una, dă din mână. Nu, alta spune, dă din mână. Da. Eu sunt mai mult ca precis că și doamna Svetlana Cojucaru și doamna Maria Nedelcu au ce spune, lucruri interesante, dar noi le propunem lor ca ele să vorbească la adunarea generală a membrilor Academiei și eu cred că tot o să fie acolo. Eu vreau dumneavoastră să spun un lucru. Iată, l-ați ascultat pe Acanceanu Furdui, pe domnul rector Gajim, pe domnul membru corespondent, deci Prisacar, pe domnul Cancean Postolati. Cum credeți dumneavoastră cei ce spun ei? Că tot ne întrebăm, de ce nu ne disconsideră? Eu răspunsul cred că dumneavoastră l-ați văzut deodată. În realitate, dezvoltarea nu poate fi fără acest... Ce s-a vorbit asta? Dar eu zic, dumneavoastră fiecare aveți ce spune, dumneavoastră fiecare aveți ce propune. Foarte important este să fim auziți. Și eu vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că astăzi a fost Monica Babuc, care dumneavoastră ați văzut cât de frumos a vorbit, cât de inteligent, academic, eu vreau să spun că a vorbit. Bine, ați văzut și alții cum a vorbit, dar eu cred că asta este principal. De atâta noi ne adunăm aici. Nu pentru ca să deci începem a ne critica, dar să vedem care sunt motivele, care sunt argumentele, ce trebuie noi să facem. Și lucrul ăsta noi toți îl conștientizăm. Eu vreau să vă spun că nu vreau mai mult să vorbesc, pentru că dumneavoastră ați vorbit foarte bine, rapoartele au fost foarte bune, uitați-vă, da, eu nu zic domnul Cancean Micu, aici trebuie să de văzut, înțeleg, cine prezintă deci realizări de 20 de ani urmă. Dar noi ne-am uitat la toată lumea care a venit încoace cu rezultate, dacă noi din 10.000 de publicații, 5.000 sunt cu factor de impact, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, își va permite o revistă de prestigiu cu factor de impact să publice niște rezultate cu o vechime de 20 de ani urmă sau niște rezultate neperformante? Sigur că nu. Iată, acest indicator de acum arată că comunitatea științifică este la noi bună. Este foarte important ca să ne audă de ce domnul Prisacaru a fost și acolo, și acolo, și acolo, și le-a prezentat, și le-a spus. Și când a ajuns acolo unde se primesc decizii, i-a dat un răspuns. Asta este sub formă de lege. Dar eu cred că noi totuși o să continuăm. Important este
că noi am creat o echipă, că s-a găsit o persoană care a conștientizat și a înțeles ce trebuie de făcut pentru ca noi să stimulăm cercetătorii noștri, ca noi să le creăm niște condiții ca ei să poată lucra și să nu se gândească ca să câștige în 10 locuri, dar să lucreze într-un loc, să câștige, să producă cunoștință și să aducă în folos acestei societăți. Important este ca societatea să folosească, să utilizeze aceste investiții care le face în om, cum a spus domnul rector Gajim. Eu vreau, din numele dumneavoastră, să ofer cuvântul domnului prim-vicepreședinte Cancian Tighineanu, care ne-a vorbit despre proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați membri ai Asambleei, ne-am convocat în sala Argentie și vreau să vă aduc la cunoștință că Comisia consideră că proiectul de hotărâre este unul echilibrat și reflectă acele rezultate care au fost raportate de către toți vorbitorii. În context, Comisia a votat unanim și a acceptat acest proiect de hotărâre și în cazul în care dumneavoastră mai aveți propuneri, cu plăcere o să le recepționăm. Dacă nu sunt alte propuneri, atunci eu vin cu inițiativa să votăm acest proiect de hotărâre. Sunt întrebări către domnul Acadimician Tighineanu? Acceptăm propunerea Comisiei să aprobăm proiectul de hotărâre. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Vă mulțumesc, împotrivă, abțineri nu. Acum, următoare chestiune legată de transmiterea, domnul Vieru o să îi explice. E legat de un cooperativ care se construiește pe... Nu-i cooperativ. Da, despre asta și eu vorbesc despre nu... cei care pe bulevardul Daci. Despre asta vorbesc. Da, eu despre ce vorbesc, nu despre altceva. Da, cei, e așa, încă din anii 90 se trage. Poftim, domnul Vieru, explicați asamblea. Distinși membri ai Asambleei Academiei de Științe, proiectul de hotărâre propus dumneavoastră pentru examinare și adoptare prevede autorizarea transmiterii cotei valorice a statului în cuantum de 7.903.000 lei de către Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție Plantelor, investite în blocul locativ din Bulevardul Dacia 58, către angajații instituțiilor din sfera științei și inovării Academiei de Științe, participanți prin sistemă ipotecară la construcția apartamentelor din blocul locativ nominalizat. Casa de locuit cu 60 de apartamente, construcția care a fost inițiată în conformitate cu hotărârea Consiliului de Miniștri a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveniești din anul 90, a fost stopată din motive cunoscute în anul 1992 la o cotă de 34%. Lucrările de construcție a casei nominalizate au fost renovate mult mai târziu, în anul 2011, când s-au făcut investigațiile respective pentru expertiza și raportul de evaluare a construcției nefinalizate. În rezultatul acestor rapoarte și în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare numărul 52 din martie 2011, Institutul de Protecție a Plantelor și Agriculturii Ecologice pe atunci a fost nominalizat în calitate de beneficiar cu dreptul de a reproiecta și continua construcția casei de locuit nominalizate. În scurt timp au fost obținute autorizația de construire numărul 731 din septembrie 2011 și 302 din 2013, după care a urmat semnarea contractului de societate civilă și, ca urmare, lucrările de construcție montaj cu suportul viitorilor proprietari a acestor apartamente pe sistemă ipotecară este la etapa de finalizare și în scurt timp vor demara lucrările de a comisiilor de dare în exploatare acestei case de locuit.
transmiterea cotei părți pentru fiecare angajat participant la construcția casei de locuit din Bulevardul Dacia 58 este în conformitate cu prevederile articolului 126 alineat 7 a codului cu privire la știință și inovare, care cere autorizarea Asambleei Academiei de Științe la înstrăinare. O propriu zis, privatizarea acestei cote va fi efectuată de Agenția Proprietății Publice ca cotă parte a statului de participare în construcția spațiului locativ. De aceea solicit acceptul dumneavoastră la adoptarea acestei hotărâri. Mulțumesc! Da. Vă rog întrebări către domnul Vieru. Iată, a spus și domnul Bodnaru, e o chestiune care trebuie să o rezolvăm. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu. Acum, stimați colegi, ceea ce e legat de reformă s-a epuizat, ceea ce eu trebuie să vă informez, deoarece domnul Cancian Furdui a venit aici cu o luare de cuvânt, care practic mi-a luat tot absolut ce trebuie să vorbesc eu, dar încă mai bine a spus. Și adresarea de ce a fost votată dumneavoastră și noi o să urmărim ca reforma să aibă loc în așa fel, pentru ca administrarea științei să treacă la guvern, Ministerul Educației, Ministerul Economiei, dar Academia de Științe să-și păstreze poziția sa clasică cu adunare generală dintre membrii Academiei și doctorii din Academie și cu un prezidium format din conducerea Academiei. Cu asta noi am epuizat. Mai avem o chestiune. Stimați colegi, noi de acum o să organizăm ședința Consiliului Suprem și o să hotărâm probleme legate de premiile savantul anului, premiile Academiei pentru anul trecut. Pentru asta, deci, este nevoie de puțin de lucru. Dar noi avem aici trei distincții. O distincție, și eu am să-l rog pe domnul vicepreședinte, prim vicepreședinte Ion Tighineanu să mâneze prima distincție, este pentru prima distincție, deci este pentru o echipă, o grupă de cercetători din Republica Moldova care a primit premiul a trei academii. Academia Moldovei, Academia Bielorusiei și Academia Ucrainei. Aceste persoane sunt domnul Cancian Boris Găină, doamna Cambur Elena și doamna Scorbatova Elena. Eu îl rog pe domnul Cancian Tighineanu să le mâneze acest premii a trei academii. Aplauze, vă rog! Mi-a spus să stau aici ca să fac un cartel. Așa, vă rog, sunt doamnele, unde sunt? Da, unde sunt doamnele? Așa? Vă mulțumesc! Acum, stimați colegi, în conformitate cu decizia Curții de Apel, îi se conferă premiul Tânăr Savant anul din 2014, doamnei Olesia Plotnic. Am să rog domnul vicepreședinte Guciac, tot jurist, să emâneze acest premiu. Ultima distincție, ei distincție, dar mai mult distincție apreciere. Deci, Academia de Științe Naturale din Rusia l-a ales
pe domnul academician Fiodor Ivanovici Furdui, distinctul celenam Academiei Naum. Și îmi permiteți cu doamna Hanganu împreună să-i mânez această apreciere. Doamna, doamna Cancian Furdu, eu vă rog, veniți în coace. Indemnizațiile numai la Academia din Moldova. Și parțial altă. Doamna Cancian, eu vă felicit. Eu vă rog, din Moscova, din Rusia, întrebări. Doamna Cancian Furdui acum s-a întors, a povestit la un congres, unde a prezentat, deci, argumentările și, deci, legate de sancretologie. Eu vă rog, din numele Academiei din Rusia, din numele Academiei din Rusia, vă înmânează doamna secretar general împreună cu mine. Vă rog un pup. Nimeni nu poate. Da, veniți. Veniți aici, arătați Rusia. Astăzi ziua Rusiei. Felicitări, doamna Cancian. Iată, nimeni nu trebuie să mai spui că noi avem relații, nu avem relații bune. Avem relații foarte bune. Savanții noștri sunt înalt apreciați și de către spațiul CSI, mai ales spațiul rusesc. Stimați colegi, cu aceasta, felicitări, doamna Cancian. Cu aceasta s-a epuizat ordinea de zi. Eu vă rog, noi la fine ascultăm omagiu a Cancianului Doga. Vă rog în picioare. Eu vreau să spun istoria acestui omagiu este următorul. Noi l-am rugat pe Eugen Doga să ne prezinte o melodie pentru imnul Academiei. El a întârziat, s-a prezentat alt imn, noi l-am aprobat, care vrea să l-ați auzit astăzi. A venit Eugen Doga într-o zi și spun că iată v-am adus imnul. Eu, ca să nu supăr, iată nu ești pe eu, ca să nu supăr, am spus că hai să-l transformăm într-un cadou al dumneatale, într-un omagiu și noi la fiecare ședința, adunări, o să-l ascultăm pentru că el este o melodie foarte simpatică. Și a deodată a fost aici președintele care era în perioada aceea și când l-a ascultat a spus că este foarte bun, este bun, ar fi bun și pentru ca să fie un imn. Și iată s-a pornit această istorie care până la urmă a rămas
numai în bârfi, dar acest omagiu a rămas la noi la Academie și noi îl onorăm. Tot așa ca și ce apare despre mine, că eu sunt vrăjitor și cine bea cu mine apă trebuie să fie foarte atent, stimați colegi. Eu vă propun să beți cu mine coniac și vin.